Îngerul negru, de Ion Okimciuc. Capitolul 1. Șoferii iadului. Faptul, luat ca atare, nu avea nimic deosebit. Nu fuseseră primii gazetari din lume care regizaseră un instantaneu spectaculos. Grave, tragice, fuseseră însă consecințele. Ideea de a veni în carieră aparținuse atât lui Angel Cernica, în urma unei sesizări primite la redacție, cât și fotoreporterului din Otofan, pe care Cernica îl întâlnise întâmplător în holul hotelului Dacia din orașul O. Coane, îl întâmpinase fotoreporterul cu fața toată numai zâmbet. Am un pont formidabil și titlul ți-l dau, șoferii iadului. Curat formidabil, îl ironiză Cernica, și mai ales inedit. Nu râde, Coane, așa zic chiar ei. Sunt niște oameni colosali, aleși pe sprânceană. Bun, te cred, dar ce fac? Cară piatră. Cernica îl privia amuzat. Înfățișarea rubicondă a lui Dinu Tofan, ca și vorba nițel peltică a acestuia, îi plăcuseră întotdeauna. Și ce fel de piatră cară? Se interesă. Obișnuită, pentru dig. Adică nu chiar obișnuită. Au niște basculante în care încarcă niște blocuri cât casa. Și de aia își zic șoferii iadului? Îl zeflemisi Cernica. Vorbește așa fiindcă nu i-ai văzut, îi replică Tofan supărat. Te rog să mă crezi, sunt niște așa-i volanului, toți. Nu te văd urcat alături de unul din ei. Eu m-am suit o singură dată și m-am lecuit pe veci. Au un drum special al lor, numit drumul pietrei. Ca orice ziarist îndrăgostit de meserie, Cernica începu să se simtă tot mai atras de subiect. O carieră mare în inima munților. Niște șoferi zănatici. Drumul pietrei. Poate iese ceva, conchise reporterul. Tema îl interesa și datorită faptului că aici lucra ca șofer. Dar despre asta vom vorbi mai târziu. Pentru că Angel Cernica, reporter special al unui cotidian bucureștean, venise în orașul O să facă în primul rând o anchetă privitoare la viața comercială. Tema nu-l prea pasionase, dar își făcuse conștiincios documentarea și tocmai se pregătea să aștearnă reportajul anchetă pe hârtie, când întâmplarea îl scosese în cale pe fotoreporterul din Otofan. E departe cariera asta? Se interesă Cernica. La vreo 20 de kilometri de oraș, îi preciză Tofan, bucuros că subiectul său începuse să-l atragă și pe Cernica. Dacă vrei, vorbesc cu tovarășul Zainea să ne dea o mașină și într-o jumate de oră suntem acolo. Cine-i tovarășul Zainea? Șef mare peste cariera de la Tinca. Cernica mai stătu în cumpănă. Azi nu pot. Să scap mai întâi de materialul despre comerț. Foarte bine. Îl aprobă Tofan. Retrage-te în cameră, scrie-l până de seară, trimite-l prin poștă sau transmite-l prin telefon dacă e urgent. Și mâine dimineață pornim spre Tinca. Între timp, aranjez eu totul. Propunerea îi surâdea lui Cernica. Reținu în continuare camera de la hotel, apoi se îndreptă spre o braserie ca să ia o cafea turcească. În timp ce sorbea alene din ceașca aburindă, în minte și începu să îi se creioneze fraza de introducere a reportajului anchetă. Operativ, scoase carnetul de teren, rupse câteva file și începu să aștearnă, cu caligrafia lui chinuită, frază după frază. Era îndeopște leneș la scris, dar când îl împingea de la spate o treabă urgentă, tocui prindea aripi. Petrecu astfel la masa mică rotundă, din braserie, circa 4 ore, iar când așternu fraza de încheiere, privi satisfăcut în jur. Mai doriți o cafea? Îl trezi ospătarul din contemplație. Nu, ce am de plată? 5 cafele și 3 coniacuri. Când naiba le-am băut? În timp ce se îndrepta spre hotel, simți că își supusese nervii unui efort peste limitele admise. Dar era mulțumit, scăpase de o grijă. În holul hotelului întâlni chipul îngrijorat al lui Tofan. Unde ai dispărut, Coane? Te-am căutat peste tot. Credeam că ai uitat de mine. Cernica îi flutură pe la nas filele reportajului anchetă. E gata, flăcăule. De mâine sunt al tău. Mai reziști la o plimbare? Doar dacă mă duci în cârcă. Aș vrea să-ți fac cunoștință cu băieții lui Zaina. Îi găsim într-un bufet, la marginea orașului. Nu strică să-i cunoști la un pahar de vin. Sunt supra-saturat de cafele și coniacuri, se plânse Cernica, dar știu eu, poate n-ar strica. Mergem pe jos până acolo și pe drum te mai limpezești. Situat într-un cartier periferic al orașului, localul frecventat de cei ce ziceau șoferii iadului, avea o înfățișare aspectoasă. Mese și scaune noi, moderne, un bar cu vitrină frigider, lămpi cu neon,
Pe scurt, renovat și reamenajat. Mai puțin renovați păreau consumatorii. Deși pe masă se aflau scrumiere, tot pe jos aruncau scrumul și mucurile de țigări. În fața fiecăruia erau așezate ca niște plutoane de soldați în repaus, sticlele de vin și de bere. Aici colo, resturile unei cine frugale. Cei mai mulți beau fără să mănânce. Apariția în local a lui Cernica și a Rubicondului fotoreporter fu imediat remarcată. Un ospătar le ieși în întâmpinare, oferindu-le o masă liberă. Am vrea să stăm într-un loc mai ferit, preciză Tofan, cu ochii spre masa la care benchetuiau șoferii iadului. În timp ce dădeau ocol gălăgiosului grup de șoferi, Cernica cerceta cu interes atmosfera din local. Fumul greu de tutun îi înțepa ochii, iar în nări simțea acel amestec de băuturi ieftine. Cum îi spune bufetului? Îl întrebă el pe Tofan în timp ce se așeză la masă. Oficial Târnava, dar toată lumea îi zice Catanga. Împrumut bucureștean, observă Cernica. Punctul de observație ales de Tofan îi se păru reporterului ideal. Putea să vadă și să audă bine tot ce se petrecea la masa șoferilor iadului. Era un grup amorf de vreo 10 persoane. Un bărbat spătos, cărunt, cu trăsăturile feței săpate ca în piatră, atrase imediat atenția și interesul lui Cernica. Omul nu părea să fi trecut de 40 de ani. Se detașa de ceilalți comeseni prin eleganța gesturilor și mai ales a graiului. Chiar și mâinile lui, pătate de ulei și un soare, erau mult mai delicate decât pumnii mari, butucănoși, întâlniți îndeopște la oamenii volanelor grele. Cum s-a rătăcit ăsta printre șoferi? Făcu el către Tofan. E cu adevărat un rătăcit, sau ca să fiu mai precis, un declasat. Cum îl cheamă? E cunoscut mai mult după poreclă, Cucuzel. Om cu carte? Are în buzunar o diplomă de inginer constructor, îi confirmă Tofan. Cernica se arătă din ce în ce mai interesat. Și de ce o face pe șoferul? A avut vreo condamnare? Mai multe, o poveste încălcită. Ia uzi, făcu reporterul mai mult pentru sine, cercetând insistent masa șoferilor iadului. Ceilalți sunt de aceeași teapă? Pe aici, pe colo, cei mai în vârstă îndeosebi. Un fel de dezmoșteniți ai soartei. Meseriași foarte buni, dar cu caziere. Trag cât 10 și câștigă foarte bine. Dar printre ei sunt și oameni serioși cu familii, care echilibrează oarecum balanța. Șef peste ei este un tip formidabil, un fel de tată al foștilor delicvenți, inginerul Șerban Zaina. Mână de fier, dar în același timp înțelegător și darnic. Îi plătește bine, dar deși cere treabă. Când îi prinde cu fofârlica, îi arde fără milă. Sper că nu bea cot la cot cu ei. Dimpotrivă, are o purtare ireproșabilă. De-aia l-au și poreclit îngerul. Privirile insistente ale lui Cernica începură să-i deranjeze pe șoferi. Unul dintre ei, căruia îi se zicea Țoinac, se adresă lui Cucuzel cu un glas răgușit. Șefule, avem niște observatori, o nu? Lasă-i în plata domnului, făcu vecinului Țoinac, un slăbănoc care sorbea plescăind din paharul de vin roșu. Mulți văd, puțin pricep, mai adăugă acesta filozofal. Se adresa apoi celui cu diplomă de inginer. Mai bine ne-ai zice Cucuzele din poezia aia a englezului. Mă unge la inimă când o aud. Parcă-i scris anume pentru noi. După vorba împleticită a slăbănocului, Cernica își dădu seama că la masa vecină se consumase o cantitate apreciabilă de vin. Cucuzel, cu chipul congestionat, aruncă spre noi veniți o privire scurtă, pătrunzătoare, apoi se întoarse către comeseni și le zise: N-am chef acum de poezii. Hai, șefule, insistă Țoinac, arată-le celor doi domnișori că nu suntem de colea. Cucuzel dădu paharul peste cap, răsufla adânc, își frecă fața aspră cu palmele-i delicate și își ridică privirea în sus, ostentativ, rostind pe un ton grav, dramatic. Nu știu dacă înțelegeți voi cât adevăr cuprind versurile astea. Uitați-vă numai cum încep. Mai bine păcătos să fii decât cei răi să te osândească fără vină. Tăcu brusc și răsuflă prelung, teatral. Era încântat de efectul produs asupra auditoriului. Ei din frumos îți fac pe loc urât, își aminti slăbănogul versul următor. Și la urât fac zâmbre și se închină, îl ajută Țoinac. Încălzit, Cucuzel se ridică brusc în picioare, înfruntând asistența ca un veritabil tribun. Atunci, de ce să aștepți de la mișei să-ți prețuiască buna ta credință? Iar de păcătuiești, vrei tu ca ei să-ți judece cinstita suferință? Eu sunt și rău și bun, așa cum sunt.
Nu-mi măsluiesc răbojul la cusururi. Cu degetul mă arată câte un sfânt, dar sfinți cu două fețe au fost de apururi. Ei omenirea vor să o prihănească, neprihăniți asupra-i să domnească. Aplauzele șoferilor izbucniră spontan. Cernica urmări efectul tiradei lui Cucuzel asupra restului asistenței. Ecoul era însă local. Atât ospătarii cât și consumatorii păreau obișnuiți cu asemenea scene. Cucuzel se reașeză la masă, dezamăgit în bună măsură de indiferența celorlalți spectatori. Doar cei doi gazetari îi arătaseră oarecare interes. O scenă caragioasă, observă Cernica. Deși tipul începe să mă intereseze, aș vrea să-l cunosc. Nimic mai simplu, îl invităm la masa noastră. Ce crezi că vine? Pare o fire mândră. Mai degrabă să ne lipim noi de masa lor. Să nu ne trezim cu un picior undeva, făcut Tofan precaut. Încerc totuși. Cernica se-și întoarse către masa șoferilor, adresându-se direct lui Cucuzel. Ați recitat din Shakespeare? Îndrăzneala reporterului îi surprinse pe șoferi. Țoinac se simți chiar lezat. Dumneata ai ce bea acolo? Făcu el răstit. Dar un gest scurt al lui Cucuzel îl liniști imediat. V-a plăcut? Făcu apoi tribunul spre Cernica. Foarte mult. Reporterul se și ridică de la masă și se îndreptă către grupul de șoferi. Îmi dați voie? Aș vrea să ciocnim un pahar. Numai în doi, cu tovarășul meu nu prea merge. Sufăr de claustrofobie, mai adăugă el șugubăț. Nu suntem specialiști în bol de astea, îl repezi din nou Țoinac, căruia înfățișarea distinsă a lui Cernica nu-i plăcea. Și eu cred că ne-ați confundat, întări Cucuzel. Nu suntem psihiatri. Nu caut decât niște oameni simpatici cu care să ciocnesc un pahar, insistă Cernica. Pentru asta ar trebui să vrem și noi, interveni slăbănogul. Dar reporterul nu se dădu bătut. În ciuda faptului că vreți să păreți răi, nu știu ce mă face să cred că sunteți niște oameni simpatici, îi complimentă el. Câtă onoare, îl zeflemisi Cucuzel. Ai chef de petrecere? Îl iscodi slăbănogul. De ce nu? Ai greșit adresa, îl informă șoferul. Aici ai nimerit la un prohod. Cine a murit? Un om. Nu și-a dat încă sufletul, dar nici mult nu mai are, îl ajută și Cucuzel. Și cine e omul? Se adresă Cernica direct tribunului. Dumneata? Interesul dumneavoastră pentru masa noastră nu pare chiar așa dezinteresat, observă Cucuzel cu o nuanță ironică în glas. Sunteți cumva de la miliție? Să zicem, răspunse Cernica evaziv. De data asta ați călcat cu stângul, îl preveni Cucuzel. Azi ne-am comportat ca niște îngeri. Fugi, șefule, îi atrase atenția Țoinac. Ăsta n-are mutră de țugulan, eu îi știu pe toți. Se întoarse apoi ostentativ către Cernica. Nu-mi plac oamenii care se bagă așa ca musca. Mucles, îi tăie vorba slăbănogul. Câtuși de puțin tulburat, Cernica întinse paharul spre sticla de vin. Îmi turnați și mie? Gestul îl uimi pe Țoinac. Ia uite, domnule, mai e și pomanagiu. Cucuzel îi turnă totuși cu un gest larg, generos. Cernica ridică paharul, ciocni cu cei din preajmă și după ce sorbi o gură din vinul roșu, adăugă. A scris cineva despre dumneavoastră? Șoferii izbucniră într-un râs spontan. La ziar? Întrebă slăbănogul printre hohote. Iar a încurcat-o, prietene, îl avertiză Cucuzel. Dumneata nu știi că suntem proscriși? Despre noi nu se scrie decât în caziere. Își îndreptă apoi privirea către Tofan, care urmărea cu atenție tot ce se petrecea la acea masă. Pe dumnealui parcă l-am mai văzut. E un coleg de-al meu, îl recomandă Cernica. Un ospătar trecu în clipa aceea prin dreptul mesei. Reporterul îl opri și ceru să aducă un litru de vin. Dar comanda lui leză pe Țoinac. Ascultă, șefule, la masa asta nu comandăm decât noi. Fii cu minte, îl temperă Cucuzel. De ce, domn inginer, ne ia drept calici? Scoase iute un portofel ponosit, burdușit cu bancnote. Uite aici! Îl vârâ lui Cernica sub nas. Te cumpăr cu tot neamul dumitale. Cu ce ai dumneata acolo nu poți cumpăra un om, îl avertiză Cernica. Nu mai spune, îi fi vreun zmeu. Încetează, se răsti Cucuzel la Țoinac. Domnul gazetar e invitatul meu. Se adresa apoi lui Cernica. Vă rog să-l poftiți și pe colegul dumneavoastră. Auzindu-l, Tofan nu mai aștepta altă invitație. Se apropie zâmbind cu toată fața și se recomandă.
Urmară câteva replici protocolare, după care Cucuzel îl interpelă brusc pe Cernica. Și acum să vorbim serios. Ce interes aveți la noi? Pur uman. Nu-mi plac umaniștii de profesie, îi atrase atenția Cucuzel. Nici mie rebelii de paradă. Sângele izbucni vulcanic pe chipul și așa congestionat al lui Cucuzel. Să nu mai rostești niciodată asemenea cuvinte, îl avertiză el, strângând cu putere spătarul scaunului. Ce a zis, domn inginer? Se interesă Țoinac, văzând chipul crispat al lui Cucuzel. Nimic, îl liniștea acesta. Avem o socoteală mai veche. Lăsați-le încolo de socoteli, făcu slăbănogul împăciuitor. Doar am venit aici ca să uităm de ele. Îmi place totuși francheța dumitale, reluă Cucuzel dialogul cu Cernica. Dar îți pierzi vremea cu noi. Nu ne spovedim decât unui singur duhovnic. Ridică paharul de vin și îl privi cu vădită plăcere. Acestuia. După ce-l sorbi dintr-o răsuflare, îl trânti pe masă. În jur se făcu tăcere. Cineva, continuă Cucuzel, nu spun cine, persoană însemnată, care mă onorează când și când cu atenția sa, mi-a zis într-o zi. Bei cam mult și băutura e o travă. Ce vrei să fac? I-am răspuns. Să beau arsenic? Bună! Exclamă Țoinac încântat. Dumneata consumi o travă și mai rea, observă Cernica. Resemnarea. M-am săturat să mă tot lup cu morile de vânt, îi răspunse Cucuzel grav. Am trecut de vârsta donchihotismului, dar asta e altă poveste. Și te avertizez din nou, îți pierzi timpul cu noi. Kellner, strigă Cucuzel pe neașteptate, plata te rog. Se adresa apoi pe un ton autoritar celorlalți șoferi. Mergem, băieți, mâine suntem în schimbul 1. Îngerul negru, capitolul 2. Eroul principal iese din scenă. Șerban Zaina, îngerul cu mână de fier, ținu să-i conducă personal pe cei doi ziariști la carieră. Cernica intui în excesiva amabilitate a inginerului șef dorința ascunsă a acestuia de publicitate. Tofan, rubicondul fotoreporter, stătea în față lângă șofer, iar Zaina și Cernica, tolăniți pe pernele moi ale mașinii, sporovăiau vrute și nevrute. Vă rog să-mi iertați indiscreția, rosti Cernica la un moment dat, dar ea face parte din metodele noastre de lucru. Poftiți, îl invită Zaina cu un zâmbet larg. De unde sunteți deloc? Din Moldova, dintr-un sat de munte, fiu de țărani. Nu mai păstrați aproape nimic din graiul moldovenesc. A trecut cam mult de când am plecat de acasă, făcu Zaina cu un aer voit nostalgic. Liceul tot în Moldova l-ați urmat? Zaina îi confirmă, pomenind numele unui vechi și renumit liceu. Interesul reporterului crescu brusc. Privi mai atent la inginerul șef. În amintire îi reveni întunecatul an școlar, 43-44, când pășise și el ca boboc pragul aceleiași școli. Dar în trăsăturile omului matur de lângă el, Cernica nu regăsea decât urmele vagi ale adolescentului din urmă cu aproape un sfert de veac. Numele însă parcă și-l amintea ceva mai bine. Sau poate îi se părea că și-l amintește. Pentru că Zaina, la vremea aceea, era domnele din cursul superior, la care prichinderul în pantaloni scurți, abia dacă îndrăznea să ridice privirea. Mașina ieșise între timp din oraș și se îndrepta în viteză spre coama împădurită a munților, care închideau orizontul spre nord. După câțiva kilometri, șoferul încetini. De aici intrăm pe drumul pietrei, își avertiză Zaina musafirii. Cernica își fixă în minte bucla care pornea din șosea spre drumul pietrei, ca și bariera ce li se ivi în cale. Recunoscând mașina inginerului șef, omul de la barieră se grăbi să dea cale liberă, ridicând în același timp pălăria. Pe drumul ăsta nu circulă decât mașinile noastre, continuă Zaina să le explice. Asigurăm astfel o circulație rapidă și evităm accidentele. Pe lângă ei treceau autobasculante grele, încărcate cu blocuri mari de piatră, dintre care unele atingeau o greutate de 15-20 de tone. Vă închipuiți ce ar însemna să se prăvălească peste o mașină ca a noastră un asemenea colos? Observă Zaina. Volga se angajă curând în primele serpentine, depășind autobasculantele care mergeau în aceeași direcție. Cernica, fără a scăpa vreun cuvânt din explicațiile inginerului șef, cerceta atent cabinele autovehiculelor întâlnite în cale, în speranța de a regăsi chipul aspru al lui Cucuzel. În timpul nopții, întrevederea de la Katanga îi stăruise îndelung în minte.
Aveți aici un șofer mai aparte, se adresă el lui Zaina. Are diplomă de inginer constructor, dar preferă să stea la volan. Zaina zâmbi enigmatic. Vă referiți la Greceanu? Cred că despre el e vorba. L-am întâlnit aseară la Katanga. Ceilalți îi ziceau Cucuzel. E porecla cu care a venit din închisoare. Acii se mai spune șeriful, cărăușul iadului sau înghite foc. E un șofer excelent, un as al volanului. Dar în același timp, un om foarte dificil. Impulsiv și extrem de susceptibil. Îi sare țandăra din temirce. Dar n-ai ce-i face. E și el om și trebuie să-și câștige o bucată de pâine. N-ar mai putea lucra ca inginer? Eu personal n-aș avea încredere în el. Mi-a făcut destule boacăne. În altă parte însă cred că ar putea fi angajat, dar nu mai vrea nici el. Se simte uzat moral și profesional. Și-a ratat cariera din pricina băuturii și a irresponsabilității de care a dat dovadă pretutindeni unde a lucrat. A fost implicat mai întâi într-o crimă politică, în anii când era încă student. Dar vă rog să nu faceți uz de ceea ce vă spun. Sunt niște chestiuni care privesc alte organe. Am aflat și eu întâmplător câte ceva și le vând cum le-am cumpărat. Apoi a fost condamnat pentru sabotaj economic. Tonul sec, acuzator al lui Zaina, îi displăcea lui Cernica. Cum se numește de fapt? Se interesă Cernica. Iachim Greceanu. Reporterul tresări ușor, deci el era. Trompetistul numărul 1 al fanfarei liceului. O personalitate mult mai marcantă decât cea a lui Zaina. De aceea și păstrase probabil acest nume în amintire. Îi reveneau parcă în auz și unele fraze din tânguitoarele melodii care răzbăteau în orele de repaus ale după amiezelor prin ferestrele repetitorului de la cursul superiorilor. Iachim Greceanu fusese deci coleg de liceu cu Zaina, dar inginerul șef nu pomenise niciun cuvânt despre acest lucru. Se rușinează probabil cu o asemenea colegialitate, își zise Cernica. Se întoarse pe jumătate către Zaina și continuă să-l scodească. Cum de mai aveți totuși curajul să-i dați o mașină pe mână? Au girat pentru el alte organe, îi răspunse prompt Zaina. Pe măsură ce urcau spre carieră, serpentinele se înmulțeau, iar virajele deveneau din ce în ce mai periculoase. Cu toate acestea, masivele autobasculante coborau cu iuțeală, gemând sub greutatea blocurilor de piatră. De ce le îngăduiți să meargă așa de repede? Făcu Cernica intrigat. Pot nimeri în prăpastie. Până acum nu s-a întâmplat niciun accident, îi răspunse Zaina cu indiferență. Și nici nu-i pot opri. Sunt ahtiați după câștiguri mari. Iar dumneavoastră după spectaculoase depășiri de plan, observă reporterul. E adevărat că ne împinge și pe noi din spate urgența cu care trebuie construit digul de la marginea orașului. Vine toamna cu ploi multe, râul se umflă și dă de obicei peste maluri. Ni teamă să nu inunde șantierul noului combinat chimic. Pe de altă parte, ne grăbesc și geologii, care au descoperit aici un bogat zăcământ de metale rare. Vor și ei să-l dea mai repede în exploatare. Există totuși niște norme de protecție a muncii, continuă Cernica pe un ton didactic. Noi le prelucrăm mereu cu șoferii, dar când sunt la volan, ei fac tot ce știu. Însă, cum vă spuneam, până acum n-am avut niciun accident. Băieții cunosc foarte bine drumul. Mașinile sunt noi și dintre cele mai moderne, încât practic nu se poate produce un accident, decât tot din neatenția sau imprudența vreunuia dintre ei. Un eșalon de autobasculante, care șerpuia prin serpentine, atrase atenția celor doi gazetari. Ne putem opri să facem o poză? Se auzi din față glasul fotoreporterului. Aveți timp berechet să faceți și poze, îi răspunse Zaina cu indiferență, făcând semn șoferului să continue drumul. După câteva minute, apăru în față splendida căldare de piatră a carierei de la Tinca, săpată în inima muntelui. Soseau chiar și în momentul, ales anume de inginerul șef, când se făceau pregătiri pentru dinamitarea unei porțiuni masive de munte. Străpuns de o rețea deasă de galerii, în care fusese împănate cuiburi de explozibile, întregul masiv urma să sară în aer. Coborând din mașină, fotoreporterul își căută în grabă un loc ferit, de unde se poate înregistra pe peliculă apropiata explozie. Dând cu ochii de un tub gros din beton, utilizat îndeopște la canale de scurgere, dinutofan se aciuie acolo. Cernica fu invitat să se adăpostească după o benă de oțel. Aici suntem feriți, îl asigură inginerul șef.
Ține la proprie piele, observă în sinea sa reporterul, aruncând o privire scrutătoare asupra obrazului rotund de bărbat frumos al lui Zaina. Un sunet prelung de sirenă dădu alarma pe întregul șantier. Autobasculantele fuseseră oprite la barieră, iar șoferul de pe Volga își pusese limuzina la adăpost. Încetară și motoarele excavatoarelor, iar manipulanții lor fugeau iepurește spre locuri ferite. Simțind parcă iminentul cataclism, păsările cerului zburau speriate, razan cu pământul. Inginerul șef, dotat cu un mic aparat de emisie recepție, comunica pe calea undelor cu artificierul șef. Totul e gata? Toată lumea e la adăpost? Gata, se auzi în difuzor, răspunsul laconic al artificierului șef. Atunci dați-i drumul. Răsună imediat, în toate cele patru puncte cardinale, cunoscuta chemarea minerilor. Arde, arde! După încetarea acestor strigăte prelungi, transmise prin portavoce, în întreaga carieră se așternu o tăcere solemnă. Era atâta liniște, încât cernica își auzea parcă bătăile inimii. Dar tăcerea de mormânt nu dură decât câteva clipe. Cu ochii ațintiți spre masivul stâncos, cernica înregistră pe neașteptate o bubuitură surdă venită din străfunduri. Pământul se cutremură. O simplă manevrare a dispozitivului de comandă și masivul stâncos, care stătuse milioane de ani neclintit, fu mai întâi săltat în sus, apoi lăsat să recadă pe vechiul pat, sfârtecat, fărâmițat, învăluit în nori groși, cenușii, colorați de petalele galbene ale fumului explozibilului. În acea unică secundă cât durase explozia, cernica avusese senzația că trăise un episod din vremea marilor cataclisme terestre. Încă nu se destrămaseră norii de praf și de fum, dar oamenii și începură să iasă din adăposturi, alergând spre locul exploziei. Porni și cernica împreună cu Zaina. Tonele de explozibil declanșate în inima masivului stâncos transformaseră totul într-o masă amorfă, haotică. Ceea ce așezase natura gospodărește, în decursul erelor geologice, mâna omului distrusese într-o clipă. Vă închipuiți cum trebuie să fie o explozie atomică, observă fotoreporterul care îi ajunsese din urmă. Sper că n-a rămas nimeni prin galerii, făcu cernica într-o doară. Chiar dacă ar fi rămas, întrebarea dumneavoastră e tardivă, îi replică Zaina. Nu s-ar mai înțelege nimic din el, interveni în discuție și maestrul miner, un bărbat scund, bine legat, care li se alătură. Maestrul, ca și capitanul de vas, pleacă ultimul, îl asigură Zaina pe cernica. În vale, un excavator greu își făcea drum către masivul sfârtecat de explozie. Din aceeași direcție răzbătu o chemare. Petru Stan nu-i acolo? Ce să caute aici? Îi răspunse maestrul miner. El e pe mașină. Îl caută nevastă-sa, insistă vocea din vale. Să-l caute la Katanga, îi replică șugubăț maestrul. Observând coloana de autobasculante adunată la barieră, Tofan se desprinse din grup și se îndreptă într-acolo. Ceva mai târziu, Zaina și cernica îl găsiră pe fotoreporter, agitându-se de colo-colo, dând ordine ca un veritabil ofițer de stat major. Toate mașinile erau încărcate, așteptând semnalul de plecare. Regizăm o plecare de toată frumusețea, se fălea Tofan. Volga îi aștepta în șosea. Urcară și porniră să facă un ultim tur de onoare prin carieră. Din cabinele autobasculantelor îi urmăreau priviri curioase. Cernica recunoscu pe câțiva dintre cei întâlniți în ajun la Katanga. Țoinac îi ocoli ostentativ privirea. Antipatică mutră, îi strecură cernica lui Zaina. Unii dintre oamenii mei sunt cam certați cu bunele maniere, îi confirmă acesta. Și cu legea, adăugă cernica. Acum nu mai sunt, ținu să-i precizeze inginerul șef. S-au făcut cu minți și ascultători. Treceau tocmai pe lângă mașina slăbănogului. Pentru a confirma parcă spusele lui Zaina, acesta îi întâmpină vesel. Răspunzând la salut, cernica cercetă mai departe cabinele, sperând să întâlnească chipul aspru al lui Iachim Greceanu. Spre dezamăgirea lui, coloana de mașini se sfârși fără a-l întâlni pe cel căutat. Voia tocmai să întrebe unde-i Greceanu, când îl auzi pe Zaina interesându-se de același nume. E la atelierul mecanic, îl informă careva. Nu știu ce are la bara de direcție. Bara de direcție? Făcu Zaina surprins. La o mașină nouă? Porniră spre atelier. Se încrucișară însă pe drum cu Greceanu. Zaina l-opri. Ce s-a întâmplat?
întrebă inginerul șef, pe un ton aspru, autoritar. Un flac, îi răspunse grecianul nepăsător. Te rog să încarci și să te încolonezi. Sunt aici cu doi tovarăși ziariști din București. Măgulit, făcu greceanul în zeflemea. Ridică două degete în chip de salut, apoi apăsă pe accelerator și porni în viteză. Sclipirile din ochii lui întunecați stăruiră mult după aceea în amintirea lui Cernica. Când coloana de basculante fu gata de plecare, Zaina, instalat comod pe penele limuzinei, o trecu în revistă. Iar când ajunse în fruntea coloanei, dădu semnalul de pornire. Ce probă de grandoman, își zise Cernica, cercetând discret înfățișarea plină de sine a inginerului șef. În urma lor, duduiau motoarele puternice ale autobasculantelor. Coborâră în tăcere până la serpentine. La întoarcere, drumul i se păru lui Cernica și mai pitoresc. Sorbea din priviri fiecare colțișor. Auzi apoi glasul poruncitor al inginerului șef, adresat șoferului. Oprește! Zaina arătă celor doi gazetari o ridicătură țuguiată, un mamelon izolat, ridicat deasupra serpentinelor. Era un excelent punct de observație și de fotografiat. Din vârf, priveliștea era captivantă. Entuziasmat, Tofan țăcănea fără încetare din aparatul lui de fotografiat, la care înșurubase și un teleobiectiv. Știindu-se obiectul atenției gazetarilor, șoferii de pe basculante goneau la vale, peste limitele admise. Pe zevenchi, făcu Zaina încântat și totodată îngrijorat. Vor să vă arate ce pot. Mai încet, mă, strigă el în direcția drumului. Dar vocea-i fu acoperită de duduitul motoarelor grele. Defilarea coloanei de basculante păru a se fi sfârșit. Dinspre carieră se mai auzi însă un bâzâit de motor. Cine o fi întârziatul ăsta? Se arătă nemulțumit inginerul șef. Ceru lui Tofan aparatul de fotografiat și cercetă drumul prin teleobiectiv. Cine putea fi ultimul? Exclamă el în ciudat, decât zăpăcitul de greceanu. De la ăsta nu știi niciodată la ce să te aștepți. Și uite-l cum gonește, ca un apucat. Noroc că stăpânește bine volanul. Altul s-ar da de-a berbeleacul în prăpastie. Dar nu sfârși bine vorba când o bufnitură înăbușită, apoi un zornăit prelung de fiare, umplu întreaga vale. Ce e asta? Se interesă intriga Cernica. Zaina încremenise cu aparatul de fotografiat la ochi. Mi-e teamă că s-a întâmplat o nenorocire, făcu el cu glasul surd. Și fără a mai da altă explicație, porni iute la vale, spre mașină. Cu inima înghețată de spaimă, Cernica îl ajunse din urmă. După el, alerga gâfâind și Tofan. Înapoi, urgent, porunci Zaina șoferului. Dar întoarcerea limuzinei lungi, pe drumul îngust, din mijlocul defileului, dură clipe care i se părură lui Cernica secole. Când ajunseră la locul accidentului, găsiră șoseaua pustie. Doar parapetul sfărâmat și urmele adânci ale roților mari de cauciuc vorbeau de tragedia petrecută ceva mai înainte. Nu se mai auzea niciun zgomot, nu se zărea decât pădurea deasă de brad, care păstra o tăcere sinistră. Nu înțeleg cum a putut să facă una ca asta, se căina Zaina. Dădu dispoziție șoferului să plece imediat în oraș, după autorități. Căuta apoi o cărare pe unde să coboare în prăpastia care îl înghițise pe greceanu, cu masiva basculantă încărcată cu bolovani mari de piatră. Nici că se putea un loc mai potrivit, își zise Cernica, privind mâhnit spre fundul hăului. În timp ce cobora pe urmele lui Zaina, se întreba ce a fost. Accident, sinucidere? Îi ceru lui Tofan să fotografieze totul, până la detaliu. Într-un fel, Cernica se simțea vinovat de cele întâmplate. La dorința lor, a celor doi gazetari, avusese loc demonstrația încheiată atât de tragic. Pentru că, nu se mai îndoia, trupul lui greceanu zăcea inert în fundul prăpastiei, printre sfărâmăturile autobasculantei. Sprinten, obișnuit cu drumurile de munte, Zaina ajunsese primul la rămășițele mașinii. Ce ziceți de isprava asta, tovarășe reporter? Îl întâmpină el pe Cernica. Nu se mai înțelege nimic nici din om, nici din mașină. Ce păcat l-o fi mânat! Cernica simți greață și amețeală. Niciodată nu putuse privi cu sânge rece trupul sfârtecat al unui om. Cu atât mai mult îl impresionă masa în formă de carne în care fusese transformat greceanu. Cumplit sfârșit, reuși să îngăimeze. La rândui, Tofan își îndeplinea meseria cu conștiinciozitate. Înregistra clișeu după clișeu,
surprinzând imagini de ansamblu, ca și detalii. Vă osteniți degeaba, îl avertiză Zaina, intrigat oarecum de hărnicia fotoreporterului. Treaba asta o fac mai bine specialiștii miliției. Tofan își văzu de lucru, fără a-l învrednici cu vreun răspuns. Spre deosebire de fotoreporter, care acționa cu dezinvoltura unui criminalist, Cernica părea deconcertat. Cel mai greu îl apăsa sentimentul vinovăției. Își reproșa că se lăsase antrenat, fără multă chipzuință, în această acțiune cu urmări tragice. Se învinuia apoi că nu luase în seamă presentimentul unui eventual accident, presentiment care îl urmărise de îndată ce trecuse bariera carierei. Care din întâmplările trăite în ultimele ore îi hrăniseră oare starea aceasta? Scena de la Katanga, privirile triste și în același timp batjocoritoare ale lui Greceanu înainte de a porni în cursa fatală? În clipa când s-a prăbușit, n-a scos niciun țipăt, observă el. Își amintea bine. În afară de bufnitura surdă și sinistrele zângănituri ale mașinii în rostogolire, nu mai auzise nimic. Curios lucru, își mai zise reporterul, privind dezorientat în jur. Mai stăpân pe sine, se arăta Zaina. Cerceta cu sânge rece resturile de piese rămase din mașină, făcând parcă un inventar al celor ce ar mai putea fi eventual recuperate. Lui Cernica i se păru că inginerul șef umbla după o anumită piesă și era oarecum intrigat că nu o găsea. Căutați ceva? Nu, îi răspunse Zaina grăbit. Mă uitam pe unde am putea scoate mortul și fierăraia asta. Dinspre șosea se auzi pe neașteptate zbârnâitul unui motor de motocicletă. Zaina tresări, ușor surprins. La rândul, Cernica a avut senzația că cineva stătuse la pândă sus, deasupra lor, și pornise apoi brusc motocicleta. Zgomotul de motor se îndepărtă în direcția carierei. Cine o fi? Făcu Cernica. Cine știe, pe șosea trec multe motociclete, făcu Zaina nepăsător. S-o fi oprit careva să vadă ce s-a întâmplat. Oamenii sunt curioși. Și acum ce facem? Se interesă fotoreporterul, care își socotea misiunea încheiată. Așteptăm să vină organele în drept, îi răspunse Zaina. Va trebui să depuneți și dumneavoastră mărturie. Asta ne mai lipsea, făcu Tofan nemulțumit, așezându-se pe o buturugă. Implicarea lui Cernica și a lui Tofan în acest tragic accident era de necontestat. Dar o anume nuanță din tonul inginerului șef îl supără pe reporter. Începe să se spele pe mâini, își zise el. Simți cum mi se strecoară în suflet o oarecare antipatie și chiar dispreț față de Zaina. Nu contesta că accidentul se produsese în timpul demonstrației, sugerată și regizată de ei, cei doi gazetari. În condiții obișnuite de lucru, își zicea Cernica, poate n-ar fi avut loc. Pe undeva, deci, suntem implicați. Dar când privi chipul lui Tofan, care își făcea de lucru la aparatele sale, constată cu surprindere că acesta nu se arăta cât uși de puțin preocupat de asemenea gânduri. Pentru el e simplu, continuă să cugete Cernica. Nu știe, n-a văzut, nici pe acolo n-a trecut. N-a fost decât un simplu vizitator, fără niciun fel de răspundere. N-a impus această demonstrație, ci doar a sugerat-o. Dacă Zaina știa că e o treabă periculoasă, trebuia să o interzică. De vreme însă ce a aprobat-o, participând chiar activ la ea, n-are decât să tragă și ponoasele. Cernica nu se putea însă împăca cu un asemenea punct de vedere. E vorba totuși de un om, își zicea el, de moartea unui om. Și cineva trebuie să răspundă. Nu l-a acuzat pe Zaina, pentru că n-avea motive să o facă, dar nu se împăca nici cu gândul că singurul vinovat era mortul. Ceva e în neregulă, conchise el. Trecând prin filtrul logicii amănuntele întâmplării, își puse o nouă întrebare. Cum se face că tocmai în dimineața asta, Greceanu a avut o defecțiune la mașină și s-a încolonat ultimul? Toată lumea știa că era un mecanic excelent. Ori, un asemenea om n-ar fi pornit cu o încărcătură grea, în viteză, după coloană, dacă n-ar fi fost sigur de mașina sa. Să fi riscat pentru a nu pierde ocazia de a fi și el fotografiat și publicat? Continuă să se întrebe Cernica. Ipoteza nu stă în picioare. Cine are un trecut mai dubios, nu este îndeopște ahtiat după publicitate. Stranie întâmplare, își repetă el. Ar fi bine să stăm într-un loc, se auzi glasul lui Zaina. Să nu facem atâtea urme. De sus, din șosea, veni până la ei uruitul a două motoare. Cred că sosesc, se auzi din nou glasul lui Zaina.
Era într-adevăr Volkswagenul miliției și Volga lui Zaina. Îngerul negru. Capitolul 3. Cazul este clasat, dar ancheta abia începe. După 3 zile, Cernica își lua rămas bun în gara orașului O, de la Dinu Tofan. Îmi pare rău, îi spuse Tofan la despărțire, dar eu nu mai pot rămâne. Și așa am lipsit nepermis de mult din București. Ai grijă, te rog, de Clișeu, vreau să-l am în colecție. Fii pe pace, îl asigură Cernica. Cât mai rămâi aici? Nu știu, cazul mă interesează. După plecarea trenului, reporterul reveni în oraș, preocupat de evenimentele din ultimele zile. Urmărise toate cercetările întreprinse de procuratura și miliția locală privitoare la cazul Greceanu. Concluziile erau cât se poate de clare. Urmele lăsate, ca și viteza cu care se prăbușise autobasculanta în prăpastie, dovedeau că nefericitul șofer cu diplomă de inginer nu pusese nicio frână și nici nu încetinise viteza în curbă. Asupra lui se găsiseră toate actele personale, ca și ale mașinii. Nici autopsia nu dezvăluise ceva deosebit. Un expert mecanic cercetase toate piesele mașinii sfărâmate. Niciuna nu părea să fi fost deteriorată dinainte. Doar la o primă inventariere lipsise o piesă, care fu apoi găsită, după o cercetare mai amănunțită a locului, sub un tufar. Nimic suspect, nimic anormal, își repetă Cernica. Chiar și ipoteza sinuciderii, ivită la un moment dat, păru tuturor normală. Doar reporterul nu se putea împăca deloc cu această ipoteză. Greceanu i se păruse un om stăpân pe sine, care luase în zeflemea până și cele mai tragice situații. O altă fire mai slabă și-ar fi pus capăt zilelor, poate chiar după prima condamnare. Și în orice caz, n-ar fi avut tăria de a se sinucide în acest chip. Să fi fost oare Greceanu împins la acest act disperat? Și de cine? Cernica își propuse să reia pe cont propriu toate cercetările. E un fel de a zice pe cont propriu, pentru că beneficia de calitatea de reporter special al unei importante publicații bucureștene, precum și de o delegație din partea acestei redacții. Avea pe deasupra și încuvințarea redactorului șef de a mai rămâne în oraș. Sesizarea nu numai că a fost întemeiată, dar cazul s-a complicat între timp. Îi comunicase Cernica redactorului șef. Nu pot da amănunte la telefon. Îți explic când mă întorc. Te-aș ruga să mă mai lași câteva zile aici. E o chestiune foarte serioasă. Redactorul șef îi prelungise verbal delegația. Purtat de avalanșa de preocupări, Cernica străbătea în neștire străduțele cartierului Gării. Cu o seară înainte, îi se îngăduise să citească procesul verbal încheiat de organele anchetatoare. Conținutul acestui act îl obseda. Cele mai importante date și le notase în carnetul său de reporter. Iată-le! Iachin Greceanu se născuse în anul 1925 în comuna Măgureni. Fiu de țărani. Țărani ceva mai înstăriți, remarcase în sine Cernica, de vreme ce își putuse răda copilul la școală în oraș. În 1945, când era student în anul 2 la Politehnică, fusese condamnat pentru uciderea unui student utecist. Având în închisoare o purtare ireproșabilă, scăpase mai repede și reapăruse pe băncile Politehnicii, unde se impusese ca un student excelent. Deștept și ambițios, remarcase Cernica. După absolvirea Politehnicii, fusese repartizat la un institut de cercetări, pe care însă îl părăsise pentru a lucra pe șantier. De obicei, își zise Cernica, tinerii ingineri preferă să schimbe șantierul cu institutul de proiectări. Nu după multă vreme, Greceanu fusese din nou condamnat pentru sabotaj economic. Dar și de această dată fusese eliberat înainte de termen, tot datorită purtării sale exemplare din închisoare. Apoi lucrase ca șofer la cariera de la Tinca. Referitor la situația familială a lui Greceanu, se specificau următoarele. Căsătorit încă din timpul facultății cu Marina Cara Vasile. Au o fetiță, actualmente în vârstă de 11 ani. Soția a divorțat imediat după a doua condamnare. Iachin Greceanu a dus în general o viață dezordonată, libertină, fiind cunoscut ca un mare chefliu. Element descompus, ineducabil, și-a pus capăt zilelor, cauzând o importantă pagubă materială întreprinderii la care a lucrat. Se încheia procesul verbal. Dar nici aceste concluzii nu-l mulțumiră pe Cernica. Cam puțin pentru a da verdict asupra vieții unui om, observă el.
nu punea la îndoială capacitatea organelor anchetatoare locale. Se întreba însă dacă acestea, în lipsă de alte probe, nu se pripiseră să claseze dosarul. Cum de a ajuns totuși în prăpastie? Se întrebă din nou Cernica. Să se fi sinucis totuși? Pașii îl purtară fără să-și dea seama spre drumul pietrei și întâmplarea îl scoase în cale pe Țoinac, șoferul din anturajul lui Greceanu. Cernica îi făcu semn să oprească mașina. Acesta îl recunoscu și frână. Ce dorești? Îl apostrofă Țoinac cu un glas aspru, dușmănos. Ia-mă și pe mine până la carieră. Nu va ajunge o victimă? Îi aruncă Țoinac în față. De ce mă învinuiești? Lui Cucuzel nu-i place să-și aducă aminte de trecut. Și în seara aceea la Catanga. Dacă față de dumneata s-a abținut, pe altul l-ar fi stâlcit. Era un om bun, rosti Cernica grav. Rar om, întări Țoinac. Noi eram niște gunoaie pe lângă el. Spre surprinderea sa, Cernica observă sclipirea unor lacrimi reținute în ochii acestui șofer aspru, cu izbucniri brutale. Nu înțeleg totuși ce s-a întâmplat cu el, continuă Cernica să-l scodească. Nici noi, îi replică Țoinac, invitându-l cu un gest scurt în cabină. Dacă eram eu sau altul ca mine, nu era nicio pagubă. Eu am pe suflet două ființe nevinovate. Adică nu chiar nevinovate, niște muieri stricate. Urmărindu-i atent povestirea, Cernica îi cerceta înfățișarea. Țoinac nu era nici urât, nici frumos. Un chip cu trăsături virile, pilos, cu sprâncene groase, unite la rădăcina nasului. Gura rotundă, cu buze groase, trăda un senzual. Într-o seară, continuă Țoinac, am agățat două pipițe care se plimbau la șosea. Așa e când n-are omul minte. Am pornit-o spre Ploiești cu 110, 120, ba chiar și 130 la oră, noaptea. Mi-a apărut o căruță pe dreapta și o mașină din față. A ieșit un carambol, din care nici azi nu știu cum am rămas în viață. Pipițele însă au dat tortul popii, iar mașina s-a făcut varză. Încât vă spun, am fost pedepsit pe drept. Și nici în închisoare n-am fost un sfânt. Pe când Cucuzel, săracul de el, zău a tras-o pe nedrept. Omul ăsta avea un suflet de aur. Nu ți-ar fi omorât un pui de găină. Doar când avea un pahar de vin în cap și îl scotea cineva din sărite, snopea. Dar nu era câinos. Bătea în așa chip ca să nu vatăme omul. Va povesti vreodată despre necazurile lui? Niciodată. Era foarte mândru. Ferita sfântul să-i fie amintit cineva de ce a fost. Odată era să-l gâtuie pe un maestru care l-a făcut pușcăriaș. Abia am reușit să-i scoatem din mâini. Altfel vă spun, inimă de aur. Iubea florile, copiii, animalele, desena și picta foarte frumos. Cred că dacă ar fi vrut și ar fi avut mai multă răbdare, ar fi ajuns un pictor mare. Mașina se angajase pe primele serpentine spre cariera de la Tinca. Cernica se simțea înfiorat, ori de câte ori Țoinac lua câte un viraj în viteză. Tot nu vă stâmpărați, îi reproșă el șoferului. De ce să ne astâmpărăm? Îl privi acesta mirat. Crezi dumneata că noi nu știm ce facem? Eu sunt mai sigur la volan decât ești dumneata pe picioare. Mai degrabă te împiedici dumneata și cazi în nas decât să mă potignesc eu cu mașinuța asta. O stăpânești chiar atât de bine? Ca pe mine, dacă nu mai abitir. Pentru că eu îmi mai ies din pepeni și nu mai știu ce fac. Pe când ia sărăcuța e ceasornic. Nu s-a bate din drumul ei nicicum. Cu o condiție, să ții bine volanul în mâini. Greceanu știa să-l țină? El? Făcu Țoinac mirat de o asemenea întrebare. Pe ăsta parcă-l născuse maică-sa la volan. Deci nu s-a prăbușit în prăpastie din greșeală sau neatenție. Ferita sfântul, rosti Țoinac. Mai ales că era dimineață, odihnit, nebăut. Greceanu trecuse înainte de a merge la încărcat pe la atelier. O fi pornit în cursă cu vreo defecțiune? El, făcu iarăși surprins Țoinac. Se vede că nu l-ai cunoscut. Ăsta nu pleca în cursă dacă nu era totul în regulă. Și nu se lăsa niciodată pe seama neisprăviților de la atelier. În privința asta era bolnav. Dumneata, dacă vrei să trimiți pe cineva cu mașina în prăpastie, unde ai umbla? La ce piese sau la ce angrenaj? La volan, la frână, dar mai sigur la bara de direcție. Slăbești numai o piuliță la capătul barei de direcție și nu mai ai nicio treabă cu nimeni. Capătul barei de direcție, zici. Sigur. Rememorându-și concluziile expertizei mecanice, din care nu reieșise niciun fel de defecțiune, la capătul barei de direcție, Cernica se întrebă totuși de ce umblase Greceanu, în acea dimineață fatală,
tocmai la acest angrenaj. Să-și fi provocat singur vreo defecțiune? Dumnezeu știe ce a fost, Conchise și Țoinac. Cernica nu mai insistă. Ajunsese de altfel la destinație, locul unde se petrecuse acea inexplicabilă prăbușire în prăpastie. Se despărți de Țoinac cu un salut scurt, amical. Începu apoi să facă o cercetare și mai amănunțită la fața locului. Își creionă mai întâi în blocnotes o schiță a șoselei ca și a reliefului înconjurător. Coborâ după aceea pe dâra vizibilă, lăsată de mașină în cădere, până jos în prăpastie, scormonind pe parcurs, prin stratul gros de frunze, ca și prin tufișuri. Reveni apoi în șosea și cercetă tufișurile de pe partea stângă. Cam la 150 de metri, șoseaua făcea o buclă periculoasă, ocolind o stâncă. După această buclă, își zise reporterul, se putea ascunde foarte bine o motocicletă. Se gândea la uruitul motocicletei care apăruse și dispăruse, în chip atât de ciudat, în clipele când el se afla în prăpastie, împreună cu Zainea și Dinu Tofan, lângă mașina sfărâmată și trupul sfârtecat al lui Greceanu. Dar ce căutase motociclistul acela tocmai atunci, în ziua și la ora prăbușirii lui Greceanu? Se întrebă Cernica. Și de ce o ștersese atât de repede? Reporterul își propuse să urce în carieră și să afle cine plecase cu motocicleta în acea zi și la acea oră, din șantier spre oraș. Distanța pe care o avea de parcurs era destul de mare, dar spera să-l ajungă din urmă vreo autobasculantă. După vreun sfert de oră de mers întins, auzi în spate motorul unei mașini. Se întoarse plin de speranță și recunoscu Volga inginerului șef. Ce surpriză! Îl întâmpină Zaina jovial. Cu ce ocazie pe la noi? Încă n-ați renunțat la ideea de a face un reportaj despre carieră? Nu găsesc că e cel mai potrivit moment pentru a ne populariza. Ori sperați că acest nefericit accident să vă furnizeze un subiect mai deosebit. Nu se știe de unde sare iepurele, îi servi Cernica prima replică ce-i veni în minte. Dacă vă pot fi în continuare cu ceva de folos, aveți în mine un colaborator de nădejde, se oferi Zaina. Un doctor Watson, dacă vreți, adăugă malițios. Am reținut oferta dumneavoastră, îl asigură Cernica. Până una alta însă, v-aș ruga să mă luați și pe mine până la carieră. Dovedind aceeași politețe excesivă, Zaina coborâ iute de pe scaunul de lângă șofer și urcă în spate, unde îl invită și pe Cernica. Nu v-am mărturisit-o până acum, îi se adresă el reporterului. Dar să știți că eu și soția mea suntem niște cititori pasionați ai reportajelor și anchetelor dumneavoastră. I-am spus că v-am cunoscut și m-a acuzat de egoism. Ar fi fericită să se poată întreține cu dumneavoastră într-o tihnită oră de după amiază, la o cafea. Știți, aici în provincie ducem o viață monotonă, iar prezența în casa noastră a unui om ca dumneavoastră ar fi un eveniment care ne-ar rămâne în amintire. Invitația dumneavoastră mă onorează, se înclină Cernica ceremonios. Dar mi-e teamă că v-aș dezamăgi soția. Ce aș putea oferi decât chipul și conversația unui modest reporter care preferă mai degrabă să observe decât să fie observat? Zaina nu dezarmă. De seară, insistă el, avem tocmai o mică sindrofie, prilejuită de o aniversare. Împlinim 19 ani de la căsătorie și ne gândim să folosim această ocazie pentru a vă avea în mijlocul nostru. Dacă vă mai aflați cumva în oraș. O asemenea invitație e greu de refuzat, se lăsă Cernica înduplecat. La ora 6 voi fi la hotel să vă iau cu mașina mea. Cernica se înclină în semn de mulțumire. Ce doriți să mai aflați în carieră? Se oferi în continuare Zaina. Multe, făcu Cernica vag. M-ar interesa de pildă să știu câți dintre oamenii de pe șantier au motociclete și cine sunt aceștia. Nu-i greu, observă Zaina. La comitetul sindical există, mi se pare, o evidență exactă. Cred că sunt peste 20 de posesori de motociclete. Dar la partea de la intrare, de pildă, se ține o evidență a celor care intră sau ies zilnic cu motocicletele din carieră? Așa ceva nu cred că avem, dar să încercăm. Previziunea lui Zaina se adeveri. Portarul de serviciu ținea o oarecare evidență a intrărilor și ieșirilor oamenilor, dar nu putea preciza mijloacele de locomoție folosite de fiecare în parte. Unul poate veni astăzi cu motocicleta, iar mâine cu o mașină, îi întări lui Cernica îndatoritorul portar. Petru Stan a venit azi la lucru? Se interesă pe un ton oficial Zaina. N-a venit, făcu portarul cu reproș și compasiune totodată.
Dacă mâine nu se prezintă fix la ora schimbului, nu mai are ce căuta aici, hotărâi inginerul șef. Cine e ăsta? Se interesă Cernica discret. O lepădătură, făcu Zaina cu dispreț. Bețiv și morfinoman. Când îl apucă, nu mai vine câte o săptămână la lucru. Are și el motocicletă? Cred că da, îi răspunse Zaina plictisit. Dar de ce vă preocupă într-atât problema motocicletelor din cariera noastră? Cernica nu-i răspunse. Se îndreptară amândoi spre atelierul mecanic. Aici, reporterul se interesă de reparația făcută de Greceanu în acea dimineață fatală. A înlocuit o piuliță la capătul barei de direcție, îi preciză șeful atelierului. Sigur? Nu îngăduia nimănui să se atingă de mașina lui. Și de unde a luat piulița? Cum de unde? Făcu bătrânul mecanic ochii mari. De la magazie. Mulțumesc. Îngerul negru. Capitolul 4. Neliniștile unei onorabile familii. Soții Zaina reprezentau un anume tip de intelectuali provinciali. Aveau căsuța lor, construită într-un cartier mai select al orașului, pe care o încărcaseră cu o mobilă greoaie, scumpă, lipsită de gust. Nu aveau copii și cum trecuseră pragul celor 40 de ani, nu se întrevedea perspectiva sporirii familiei. Suntem amândoi foarte ocupați, își scuză Zaina lipsa moștenitorilor. Soția mea este inginer chimist și conduce un laborator, iar eu, după cum ați văzut. Cernica își zise că nu programul de lucru al celor doi soți era pricina, ci... Un copil costă, observă el ca pentru sine. La veniturile noastre nu era o problemă, îi replică stăpânul casei. Într-adevăr, cei doi soți trăiau bine. Se bucurau de tot ce puteau oferi civilizația și confortul modern. Ultimul tip de televizor, un magnetofon, ca și aparataj electrocasnic de cele mai diverse utilități. În plus, o limuzină proprietate personală. A apărut curând și stăpâna casei, Lia Zaina. O femeie planturoasă, cu o față ovală, măslinie, încadrată de un păr negru bogat, pe care și-l adunase într-un coc mare, ce aducea un plus de înălțime, staturii sale și așa impozante. Bine conservată, etala un trup armonios, nedeformat de nicio sarcină, de nicio boală care să provoace creșteri ori scăderi de greutate. Lia Zaina îi întinse lui Cernica o mână molatică. Ochii ei mari, negri, nefardați, trădau indolență. Îmbrăcase o rochie de seară simplă, pe corp, care îi permitea să-și ofere fără jenă nurii ațâțători. Gesturile, ca și vorba eleneșe, erau un contrast flagrant cu firea iute, veșnic agitată a soțului. Spre deosebire de soția sa, Șerban Zaina era un bărbat suplu, cu fața rotundă, tenul rozaliu, bine îngrijit. Părul îl avea mai deschis, ochii mici, vioi și un nas ascuțit, de șobolan, sub care mijeau niște fire subțiri de mustață. Doar buzele-i roșii și groase trădeau oarecare senzualitate. Vă place casa noastră? Îl iscodi Lia pe Cernica. E o locuință plăcută, odihnitoare, recunosc cu acesta. Așa am și conceput-o, îi măturisi stăpâna casei. Încă de pe vremea când eram niște studenți pârliți. Ca să fie mai convingătoare, se lipi tandră de soțul ei. Am fost amândoi necăjiți, ținu să adauge Șerban Zaina. Tot ce vedeți aici e făcut de mâna noastră. Sunteți o familie fericită, făcu Cernica. Suntem, întări soția. Șerban e un soț foarte bun. Om de casă, nu bea, nu fumează, nu se duce duminica la fotbal și cred că nu mă schimbă cu altă femeie. Așa-i, dragule? Îi aruncă ea o privire tandră. Are o singură slăbiciune, pe care eu înțeleg și o cultiv. Lia, dragă, protestă soțul. De ce, iubitule? Insistă ea. Pe ziariști îi interesează și slăbiciunile oamenilor. Mai ales slăbiciunile, făcu Cernica mucalit. Oamenii perfecți sunt banali. Soțul meu nu-i deloc banal, continuă Lia să-și plateze bărbatul. Are niște mâini de aur. Petrece ore întregi în micul său atelier, uitând până și de sine. Vreți să vi-l arăt? Cu plăcere. Lia se grăbi să-l conducă spre o chicinetă de lângă dependințele casei, unde soțul își instalase un mic atelier mecanic. Cernica își opri mai întâi privirea la un strung miniatural, purtat de un motoraș electric, apoi la rafturile atelierului, unde erau expuse creațiile acestui pasionat al mecanicii fine. Diferite tipuri de mașini, excavatoare, ba chiar și o locomotivă electrică,
toate bineînțeles în miniatură. În atelier domneau o ordine și o curățenie desăvârșite. Am să sugerez colegilor mei de la televiziune să vă facă o vizită, își mărturisi Cernica încântarea. Sunteți un adevărat artist al oțelului și e păcat să rămâneți în anonimat. Nu urmăresc publicitatea, ținu Zaina să-i precizeze. Pur și simplu mă recreez. Reveniră în camera de primire, unde găsiră așezate pe o măsuță, păhăruțe pline cu coniac și cești aburinde cu cafea turcească. Mai aveți și alți musafiri? Se interesă Cernica cu discreție. Ceva mai târziu, îi răspunse Zaina. Pe dumneavoastră v-am invitat special mai devreme, ca să vă cerem sfatul într-o chestiune. Cernica își ascunse zâmbetul de satisfacție. Atât eu, începu Zaina, cât și soția mea, am fost tare afectați de sinuciderea lui Greceanu. Cernica a făcut ochii mari. Vreau să vă mărturisesc întâi o vină a mea față de dumneavoastră, continuă Zaina. Am omis cu bună știință să vă spun că acest om mi-a fost cândva foarte apropiat. Am copilărit împreună, în același sat. Suntem amândoi feciori de țărani, cu o stare materială mijlocie. Am fost colegi la școala primară, la liceu și apoi la facultate. În sfârșit, își spuse Cernica satisfăcut, va să zic că nu m-am înșelat, erau în aceeași clasă. Și în gând se felicită pentru inspirația de a nu fi trădat, că fusese și el elev al aceluiași liceu. Aceasta l-ar fi obligat într-un fel față de Zaina. În anii studenției, continuă gazda, l-a cunoscut și soția mea, care pe atunci urma chimia industrială. Eram toți trei prieteni foarte buni, aș putea spune nedespărțiți. Dar Greceanu avea o fire dificilă. Era îndărătnic, nestăpânit, excesiv de independent. Noi avem, după cum ați observat, probabil alte firi, mai liniștite, mai calculate. De aceea făceam în așa fel, ca să ne împăcăm totdeauna cu el. La un moment dat însă, între noi s-a produs o ruptură, cauzată de divergențe de ordin politic. Numai ochi și urechi, Cernica își întipărea în minte fiecare cuvânt rostit de Zaina. Era un om sucit, ținu să precizeze și Lia. Se așeza mereu împotriva curentului. În liceu, pe vremea regimului antoneștian, era anglofil, continuă Zaina. Iar după eliberare, a trecut mai mult sau mai puțin fățiși în tabăra reacționară. O precizare, interveni Cernica. Acționa împotriva regimului sau numai cârtea? Câtă vreme a cârtit, am păstrat prietenia cu el, sperând să-l aducem pe drumul cel bun. Dar în clipa când s-a amestecat într-un asasinat politic, am rupt orice legătură. În ce a constat de fapt acest amestec? V-am mai spus parcă. În toamna anului 1945 s-a produs o încăierare într-un local frecventat de studenți. La o masă, într-o cameră separată a localului, un student, cunoscut ca membru activ al organizației UTC din oraș, a fost înjunghiat mortal. Nu știm ce a stabilit ancheta, cine anume a comis crima, dar un fapt a fost dovedit. Participarea la asasinat al lui Greceanu. Se pare că băuse cu studentul acela. Și lui, când i se urca un pahar de vin la cap, era extrem de violent. Și pentru asta a luat vreo 10 ani. Vreo 10 ani. Se așternu o tăcere scurtă, semnificativă, după care stăpânul casei își reluă firul povestirii. În acest timp, noi ne-am terminat studiile, ne-am căsătorit și am început să ne făurim viitorul. An de zile n-am mai auzit aproape nimic despre el. Doar când mă abăteam prin sat, mai aflam câte ceva. Dar de întâlnit, nu l-am întâlnit decât datorită unei nefericite coincidențe. De ce nefericite? O să vedeți, își invită Zaina musafirul la răbdare. Întâmplarea a făcut ca după ce și-a luat diploma de inginer constructor, Greceanu să fie repartizat tocmai pe șantierul unde lucram și eu. Construiam un mare baraj. Eu eram șeful șantierului. Când m-am trezit cu el în birou, cu decizia în mână, am încremenit. Mică-i lumea, i-am zis bucuros de revedere, deși simțeam o oarecare strângere de inimă. Cine știe ce boroboață mai face și pe aici, mi-am zis atunci. Nu l-am întrebat pe unde a fost și ce a făcut. Eram bucuros că reușise să ajungă și el inginer și să fie în rând cu oamenii. I-am încredințat, așa cum prevedea decizia, un lot al șantierului. Vă spun drept, am urmărit anume ce face și cum se descurcă fostul meu coleg. Se ținea într-adevăr de treabă. Doar seara, după ce pleca din șantier, mai scăpa hățurile la bufet.
Nu-mi plăcea de el că bea cot la cot cu zilerii, se lua la harță cu ei și uneori trebuia să intervin la postul de miliție ca să-l scap din încurcătură. Ce of avea la inimă deși râneca cu atâta o sârdie în băutură? Se interesă Cernica. Mai multe, îi răspunse Zaina. Îl rodea în primul rând faptul că, datorită închisorii, intrase mai târziu în viață. Pe deasupra mai era și încondeiat la dosar. Gândiți-vă că noi doi am mers alături pe același drum, până în anul 2 de facultate. Și n-a fost un student prost. Chiar foarte bun, întări Lia. După aceea, continuă Zaina, viața ne-a despărțit. Iar când ne-am reîntâlnit, eu eram șef de șantier, iar el un simplu inginer stagiar. Îl înțelegeam și mă străduiam să-l menajez, firește, atât cât îmi permiteau condițiile rigide ale șantierului. După opinia dumneavoastră, aceasta era una din cauzele profundei sale nemulțumiri sau neîmpliniri, adăugă Zaina. Nu mai vorbesc că avea și o viață de familie. A făcut prostia să se căsătorească încă de pe băncile facultății cu o femeie mai în vârstă ca el, o orgolioasă, o infatuată, un tip de jandarm care îl teroriza. Era cu el? Nu. Doamna avea un post confortabil în oraș. Nu era dispusă să-și murdărească botinele cu praful și noroiul de pe șantier. Ești prea aspru, Șerbane, își temperă Lia soțul. Doar și eu am rămas o vreme în oraș, iar tu te-ai dus pe șantier. În primul rând tu, ca inginer chimist, n-aveai ce face pe un șantier de construcție, își susținu Zaina punctul de vedere. În al doilea rând, ai fost o femeie inteligentă. Am fost? Îi atrase ea atenția. Iartă-mă, dragoste, se dezvinovăți soțul spontan. Voiam să spun că până și în cele mai grele momente ale vieții noastre conjugale, te-ai comportat ireproșabil. După ce-și complimentă soția, Zaina reluă firul destăinuirilor. Spre deosebire de fostul meu coleg, eu nu m-am lăsat copleșit de atmosfera de pe șantier, nu mi-am neglijat nevasta și nu mi-am înnecat plictisul orelor de seară într-un pahar de vin. Preferam să citesc, să mă țin la curent cu literatura de specialitate, să studiez câte o problemă ridicată de construcția barajului. Pentru destindere, mă refugiam în micul meu atelier mecanic. Cred că această pasiune m-a ferit de multe tentații și de consecințele lor nefaste. Uneori, interveni Lia, îi ziceam că aș fi vrut să vie măcar o dată beat, să văd cum arată. Când mă gândeam însă unde duce băutura, îmi spuneam, Bogda proste că soțul meu e om cu minte și așezat. Zaina sorbi din cafeaua care se răcise, oferindu-i apoi lui Cernica un pachet de țigări Kent, ținut probabil pentru musafirii mai deosebiți. Cu tot năravul lui, continuă stăpânul casei, greceanul s-a impus pe șantier ca un inginer bun, capabil. Aceasta ne-a determinat ca după un an să-l promovăm în muncă. I-am încredințat, printre altele, conducerea unei mari betoniere, construită special pentru baraj. Treaba a mers și aici ca pe roate, până când greceanul a făcut iarăși o boroboață. Și nu una măruntă pe care am fi putut-o eventual trece cu vederea, ci una boacănă de tot, care a cauzat pagube foarte mari șantierului și statului. Greșeala nu era numai a lui. A fost un întreg lanț al slăbiciunilor. Ne aflam tocmai într-o perioadă când duceam lipsă de ciment. Am făcut comenzi mai multor fabrici, printre care și uneia din vestul țării. Și ne-au sosit într-adevăr de acolo câteva vagoane. Greceanu, mahmur după o noapte de chef, s-a dus la gară să le ia în primire. Era stabilit ca fiecărui vagon să îi se facă o recepție atentă. În plus, să se analizeze în laborator fiecare transport de ciment, pentru ca să-i cunoaștem precis calitățile și, în funcție de acestea, să știm cum să-l folosim. Cimentul venea cu prospect de la fabrică, dar un control în plus nu strica. Fire pripită, greceanul a încălcat aceste dispozițiuni stricte ale mele și a trimis primul vagon de ciment direct la betonieră. Eram cei drept foarte zoriți, fiindcă nu mai aveam pic de beton pe șantier și am întrerupt lucrările. Vă spun, asta e singura lui scuză. Dar graba strică treaba, pentru că de îndată ce am turnat betonul, am constatat uluiți că cimentul nu făcea priza. Speriat, greceanul s-a dus imediat la laborator și a făcut singur analizele. Spre uimirea lui, a constatat că în loc de ciment era un produs chimic pe care nu-l putea identifica. Ca aspect, se asemăna cu cimentul. Era tot un praf cenușiu. Am început să dăm pretutindeni telefoane. Nimeni nu știa nimic. Fabrica ne-a confirmat expedierea vagoanelor de ciment în facturile de la CFR. Figura același lucru, dar ce aveam noi pe șantier, numai ciment nu era.
Misterul avea să se deslege abia a doua zi, când ne-am pomenit cu delegatul unui combinat chimic, care ne pretindea vagonul cu presupusul ciment ajuns la noi. În fapt, era un prețios produs chimic importat. Încurcătura a făcut OCFR-ul, care a expediat combinatului chimic un vagon de ciment, iar nouă produsul acela. Lipsit de această materie primă absolut necesară, combinatul chimic era și el în pericol de a-și înceta producția. Vă dați seama ce situație groaznică. Să oprești producția și pe șantier și în combinat. Urmarea? Anchete, proces, penalizări și condamnări pe toată linia. Cât am putut, am încercat să-l salve și pe Greceanu. Din nefericire, el s-a aflat la punctul terminus al ireparabilei greșeli. Dacă zăbovea o oră, două și făcea analizele, conform instrucțiunilor date, scăpa toată lumea cu obrazul curat. Dar așa? A fost acarul pe un, observă Cernica mai mult pentru sine. Legea-i lege, își susținu Zaina punctul de vedere. O simplă deviere a macazului poate provoca o catastrofă. Ce să vă mai spun? Nici eu n-am scăpat ieftin. Am fost aspru sancționat, retrogradat, avertizat. Dar nu închis, remarcă Cernica. Credeți că meritam și eu închisoare? Îi replică Zaina intrigat. Departe de mine acest gând. Mă întrebam doar ce s-a petrecut în acel moment în sufletul lui Greceanu. Bănuiesc că și prima condamnare a atârnat greu la al doilea proces. Natural. Cum s-a apărat? Nici măcar n-a încercat să se apere. Și-a asumat întreaga vină. A obiectat doar asupra formulei sabotaj economic. Credeți că era într-adevăr un sabotăr? Nu, era victima propriilor năravuri. Cum a ajuns șofer aici la Tinca? De data aceasta m-a căutat el, după ce a ieșit din închisoare. Când l-am văzut, m-am bucurat. Nu mai poartă pică, mi-am zis. La proces l-ați acuzat direct? N-am spus decât adevărul, îi replică Zaina prompt. Dar n-am omis să arăt în fața instanței și calitățile lui Greceanu, sperând să-i mai îndulce situația. Se pare că franchețea mea i-a plăcut și lui. Posibil, dar ce v-a spus când a venit aici? Cererea lui, vă mărturise sincer, m-a surprins. Eram dispus să-l angajez pe un post mai acceptabil, dar el a ținut morțiș să lucreze ca șofer pe autobasculantă. Cum a motivat această cerere? Mi-a zis, de azi înainte nu vreau să mai răspund decât de mine și de brațele mele, iar eu i-am răspuns. Bine, frate, dar va trebui să răspunzi și de mașina încredințată. Mi-a zâmbit atunci într-un fel straniu, după care mi-a spus, dacă o stric, o plătesc, dar știu măcar pentru ce plătesc. Am mai încercat să-l abat de la această hotărâre, dar mi-am răcit gura de pomană. Și era păcat. I-am spus că statul a investit atâta pentru a-l califica inginer constructor, iar el, degeaba. Vorbele mele alunecau ca apa pe lângă niște solzi de pește. Cred că aș aduce mai multă pagubă statului. Dacă aș lucra ca inginer decât ca șofer, mi-a declarat el răspicat. De aceea te mai rog odată să mă angajezi în această calitate. Dacă nu vrei, găsesc și în altă parte de lucru. De ce ținea să lucreze neapărat în această carieră? L-au atras în primul rând banii. Aici se câștigă foarte bine. În al doilea rând, eu îi puteam înlesni o angajare mai rapidă. Nu uitați că venea din închisoare. Și oamenii sunt precauți. Se uită la caziere. Soneria de la intrare răsună strident, întrerupând brusc discuția. Soții Zaina priviră dezolați spre ușe. Le soseau ceilalți musafiri. Poate mai găsim în cursul serii câteva clipe pentru a sta nestingheriți de vorbă, făcu stăpânul casei către reporter. Să sperăm, îi răspunse acesta, nemulțumit de culmarea bruscă a destăinuirilor celor doi soți. Oaspeții familiei Zaina, punctuali, își opreau pe rând mașinile în fața casei. Tot oameni bine situați, notă Cernica. Un director de spital, un profesor de la Institutul Pedagogic, o familie de actori, un judecător. Erau cam din aceeași generație, adică în jurul vârstei de 40 de ani. Se cunoșteau bine între ei, semn că mai petrecuseră împreună la agape familiale. Doar Cernica se simțea stingher, răspunzând politicos, fără chef, întrebărilor convenționale ce îi se adresau. Observându-i stinghereala, stăpâna casei îl așeză la masă lângă ea, marcând și prin aceasta importanța pe care o acorda musafirului ei bucureștean. După câteva pahare de vin, Cernica se mai încălzi și începu să înveselească masa cu cele mai proaspete anecdote bucureștene.
Când voia, mult umblatul reporter știa să captiveze orice asistență. Spuneați că ziariștii sunt niște oameni interesanți, îi reproșă Lia, umplându-i mereu paharul. Ca din întâmplare, își apropie genunchiul rotund de cel al lui Cernica. E mai agresivă decât bănuiam, își zise în sine reporterul. Merse cu gândul chiar mai departe. În niște împrejurări favorabile, doamna nu s-ar da înlături să pună soțului ei o prea frumoasă pereche de coarne. Trăgând cu poftă din filtrul unui Kent, Cernica se simțea cuprins de o ușoară amețeală. Uitase aproape de ce venise în această casă, zicându-și că viața merita să fie trăită. Undeva însă, într-un ungher mai tainic al minții, reporterul păstra încă vie imaginea trupului sfârtecat al lui Greceanu, amestecat cu sfărâmăturile mașinii, la volanul căreia se simțise atât de independent și de stăpân pe sine. În cursul zilei, Cernica aflase că rămășițele pământești ale lui Greceanu apucaseră, însoțite de îndoliatul părinte al acestuia, drumul către satul natal. Ceva întristat, îl iscodizaina, după ce se ridicară cu toții de la masă. Sunt cam obosit, îi răspunse Cernica, ascunzându-și un căscat. V-aș cere îngăduința să mă retrag. Nu vă dăm voie, protestă Lia, care i-a auzise întreagăt replica. Dacă n-aveți nimic împotrivă, am să revin. Oare? Făcu Zaina sceptic. Dumneavoastră plecați mâine sau poi mâine la București și Dumnezeu știe dacă ne vom mai revedea vreodată. Sunteți probabil foarte ocupat, ca și noi. Să știți că oricând sunteți binevenit, îl asigură și Lia, zâmbindu-i îmbietor cu toată fața. Am mai avea o rugăminte, adăugă Zaina la despărțire. După cum ați văzut, suntem o familie onorabilă, cotată bine în acest oraș. Ne-ați face un mare serviciu dacă, în eventualitatea că veți scrie ceva despre Greceanu, ați pomeni și de noi. Nu știu cum să vă explic. Nu-i nevoie de nicio explicație, înțeleg. Deocamdată însă nu intenționez să public nimic. Interesul pe care îl port acestui caz are un caracter mai mult documentar. La revedere! Îngerul Negru, capitolul 5. Katanga reînvie. Porecla pe care consumatorii o dăduseră bufetului, unde îl întâlnise Cernica pe Greceanu, nu era dată întâmplător. Katanga era renumită prin desele certuri și încăierări care izbucneau frecvent aici. Cei mai recalcitranți consumatori erau îndeopște șoferii iadului. De aceea, miliția locală își avea permanent ațintită privirea spre acest local. Faimarea a Katangăi nu îl împiedică pe Cernica să se abată din nou pe acolo. Era dornic să mai afle câte ceva. Fiind sâmbătă seara, localul zumzăia de clienți. Două mese mari erau ocupate de un grup compact de șoferi. Cernica recunoscu printre ei chipuri întâlnite în carieră. Din grupul lui Greceanu nu se afla nimeni. Reporterul căută un colț mai retras, comandând o sticlă de bere și un mușchi la grătar. La masa vecină remarcă prezența unui tânăr cu o înfățișare de vagabond studiat. Păr lung cu favoriți mari, frizură la modă printre tineri, pantaloni blue jeans, uzați, murdari, iar în picioare niște pantofi, al căror model inițial era greu de identificat. Cămașa, dintr-o stofă groasă, cadrilată, era desfăcută larg la piept, lăsând să se vadă smocul de păr negru din furca pieptului, ca și mușchii bine dezvoltați. Despătarul scaunului atârna o ghitară îmbrăcată într-o husă de culoare îndoielnică, iar la picioarele tânărului zăcea un rucsac ponosit și nu prea încărcat. Un pier de vară îl caracteriză Cernica dintr-o ochire. Observă că tânărul vagabond era atras mai cu seamă de mesele ocupate de șoferii iadului. În grupul din dreapta remarcă un bărbat pirpiriu, de vreo 50 de ani, cu o față smochinită, pe care viciul lăsase urme vizibile. Jinduiește să intre în rândurile lor, își zise Cernica, cercetând din nou, cu coada ochiului, pe tânărul pier de vară. La rândui, tânărul arunca și el câte o ochiadă spre reporter. Se întreba probabil ce căuta Cernica într-un asemenea local. La un moment dat, reporterul observă că persoana sa atrăgea și privirile grupului de șoferi. Și-ar fi amintit că m-a văzut în carieră, presupuse el. Dar în scurt timp, constată că nu era privit cu ochi prea buni, mai ales de către pirpiriul cu fața smochinită. Cum se numește cel din capul mesei șoferilor? Se interesă Cernica la ospătarul care îl servea. Petru Stan, mi se pare. Ăsta-i deci faimosul Petru Stan, își aminti reporterul de caracterizarea lui Zaina.
Mic de stat, părea bine legat și foarte sprinten în mișcări. Nu aduce deloc amorfinoman, observă Cernica în sine. Toxicomanii sunt mai molatici și mai blazați, pe când ăsta e plin de vigoare. După ce mâncă friptura, Cernica mai ceru o sticlă de bere. La masa vecină, tânărul înfuleca niște mici, fără a pierde din ochi, grupul de șoferi. Atmosfera din local era calmă, așezată. Deodată izbucni o înjurătură obscenă. Cu ochii injectați de mânie, Petru Stan replică celui care îi aruncase vorbele jignitoare. Să nu te agăți de mama că e moartă, m-auzi? Atunci de ce nu închizi râtul? Continuă să-l apostrofeze o namilă de șofer, așezat cu spatele la Cernica. Râta ai tu, porc răpănos ce ești, îi întoarse Petru Stan complimentul. Cu un dos de palmă plasat fulgerător, namila își culcă adversarul la dușumea. Dar cel lovit se ridică sprinten și înhăță un sifon. Namila se sculă, gata să pareze lovitura. Potoliți-vă, măi, strigă careva, nu faceți prostii. Petru Stan nu-l mai auzea. Se răsuci brusc pe călcâie și proiectă sticla grea de sifon în direcția adversarului său. Acesta, ghicindu-i intenția, se feri din calea proiectilului cu o mișcare neașteptată de iute. În drumul ei însă, sticla de sifon era cât pe ce să facă altă victimă, Cernica. L-ar fi lovit drept în frunte, dacă un picior și o mână providențiale nu l-ar fi răsturnat pe reporter chiar în aceeași clipă. Trezindu-se pe dușumea, Cernica abia mai avut timp să audă zornăiturile geamului de la vitrină, prin care sifonul trecuse ca un obuz. Speriați de propria lor faptă, Petru Stan și adversarul lui țâșniră spre ușe. În clipa următoare însă, Cernica a văzut printre picioarele mesei răsturnate saltul spectaculos de felină al tânărului pierdevară, care se lungi în calea celor doi bărbați, dându-i peste cap. Tot el sări primul în picioare, plasând cu iuțeală un uppercut în maxilarul lui Petru Stan și o directă în plexul namilei. Secvența se derula atât de repede, încât întreaga asistență rămase cu gura căscată. Era o autentică scenă de western. Încăierarea poate că s-ar fi extins și ar fi luat alt curs, dacă în local n-ar fi apărut, ca la comandă, reprezentantul miliției locale. Tot nu v-ați băga mințile în cap? Îi certa acesta pe cei doi șoferi. Petru Stan își ștergea gura însângerată cu mâneca cămășii, aruncând privirea asasine spre tânăr. Namila răsufla adânc, încercând să-și revină din lovitura care îl încovrigase. Erau amândoi palizi, speriați de consecințele faptei lor. Doar tânărul stătea calm, sigur pe sine, aruncând priviri trufașe în jur. O să mergi și dumneata la secție, îi ordonă milițianul. De ce, tovarășe? Protesta acesta. Gura! Îi strigă milițianul. O să vorbești acolo. Luați-o înainte. Tovarășe milițian, interveni Cernica. Dânsul n-are nicio vină. Dimpotrivă, va ajuta să... Dacă mai vorbește, pofte și pe dumneata la secție, îi reteză milițianul intervenția. Ce, ne târguim ca la iar maroc? Dacă ai ceva de spus, vino cu mine. Nu vă amestecați, îl sfătui un ospătar pe Cernica. Ba să se ducă, să spună cum a fost, interveni un consumator. Să se termine odată cu borfașii ăștia. Se iscă o adevărată hârmălaie în care fiecare ținea să-și impună punctul de vedere. Dar omul ordinii publice nu se lăsă deloc intimidat. Îi conduse pe cei trei inculpați la secția de miliție. Cernica, credincios punctului său de vedere, îl urmă la o mică distanță. Era contrariat mai cu seamă de arestarea tânărului. Îi purta, după cum era și firesc, recunoștință. Dacă acesta nu l-ar fi dat de-a berbeleacul, reporterul n-ar mai fi mers acum sprinten pe stradă, ci i-ar fi zăcut fără îndoială pe o targă sanitară. De ce mi-o fi luat apărarea și de ce a sărit asupra celor doi? Continuă să se întrebe Cernica. Hotărâ să intervină la rândul pentru tânăr. La secția de miliție fu însă sfătuit să nu se amestece. Aș vrea totuși să vorbesc cu tovarășul comandant, insistă Cernica. În seara asta nu mai trece pe aici, îi preciză ofițerul de serviciu. Reveniți mâine dimineață. Ce faceți cu cei pe care i-ați reținut? Asta e o treabă care ne privește, îi atrase atenția ofițerul de serviciu. Nu pot schimba nici măcar două vorbe cu cel tânăr. Omul mi-a salvat viața, insistă Cernica. Ofițerul oftă, clătină nemulțumit din cap și cu chiu cu vai se lăsă înduplecat. Aduceți-l aici pe tânăr, ordonă el unui plutonier. Se întoarse apoi către Cernica și l-avertiză. Vă rog să nu vă lungiți la vorbă. Avem și alte trepuri.
Dacă ne-am ține numai de chestii de-astea... Tânărul fu introdus de plutonier, cu un gest nu tocmai protocolar. Părea însă obișnuit cu asemenea tratamente, pentru că aruncă spre subofițer un zâmbet ostentativ, batjocoritor. Își vârâ apoi mâinile în buzunare și îl privi pe ofițerul de serviciu cam dintr-o parte, fapt care îl scoase pe acesta din sărite. Scoate mâinile din buzunare, delbedeule, îi strigă ofițerul. Acesta se supuse, trăgându-și alene degetele din buzunarele largi. Cum te cheamă? Gogu Răgălie, zis Văpaie. Din București? Ferentari. Lămurit, conchise ofițerul. Stăm de vorbă mai târziu. Deocamdată ai să răspunzi frumos la ce te va întreba tovarășul reporter. Încântat, se aplecă Văpaie ceremonios. Atunci vă las câteva minute singuri, hotărâ ofițerul. Se retrase în încăperea alăturată. Rămas între patru ochi cu Văpaie, Cernica se simți un pic intimidat. Fumezi? Îi oferi un pachet de snagov. Vă mulțumesc, acceptă Văpaie, luând o țigară. O duse apoi la nas, o mirosi prelung, după care rosti admirativ. Bun tutun. Dacă vrei, poți opri tot pachetul, ca să-ți țină la noapte de urât. Nu, îl refuză Văpaie, o țigară e de ajuns. M-aș învăța cu nărav și aș da toți banii pe țigări scumpe. Se așezară amândoi și începură să pufăie din țigări și să se pândească reciproc, cu priviri scurte, strecurate pe sub sprâncene. Ești un tip interesant, îl flată Cernica. Mi-a mai spus-o și alții. De ce ți s-a dat porecla de Văpaie? Fiindcă mă aprind repede la mânie și ard ca o Văpaie. Ești într-adevăr iute la bătaie, continuă să-l laude Cernica, și priceput. Am fost campion de box la juniori. De ce mi-ai luat apărarea? Se vedea cât de colo că erați fazan și nu-mi place să văd fazan jumuliți. Nu-i cavaleresc. Crezi, deci, că sticla de sifon îmi era adresată? Greu-ți mai cade fisabos, observă Văpaie. N-ai observat manevra? Credeam că a fost un accident, dacă-ți spun că ești fazan. Parcă nu-mi vine totuși a crede că m-ai apărat doar pentru ochii mei frumoși. Nici eu nu cred, recunosc cu Văpaie sincer. Ce-ai urmărit? Să-mi fii obligat și trebuie să recunoști că-mi ești. Cu ce te pot ajuta? Cu bani? Bani, pufni Văpaia dispreț. Nu, boss. Își zornăi mărunțișul din buzunar. Numai asemenea bani îmi place să am. Munciți de mine. Atunci? Te-am văzut la carieră cu îngerul. Cine e ăsta? Făcu reporterul curios. Inginerul șef, Zaina. Presupun că ai multă trecere la el. Vrei să lucrezi la carieră? Pe basculantă. Sunt un as al volanului. O să vedeți. Asta-i tot? Tot. Bine, flăcăule. Tot ce-mi va sta în putere voi face pentru tine. Când ești de aici, te rog să mă cauți la hotel. Îți scriu imediat adresa, numărul camerei și telefonul. Dacă peste noapte ai vreo neplăcere, dăm un telefon la hotel și vin imediat. Sper să nu fie nevoie, conchise Văpaie, împăturind cu grijă foaia de blocnotes pe care i-o înmânase Cernica. În drum spre hotel, Cernica stărui mult cu gândul asupra ultimei întâmplări de la Katanga. Se întreba dacă era sau nu cazul să dea crezare presupunerii lui Văpaie că sifonul fusese adresat scăfârliei sale. Cert e că Petrusan ochise foarte bine, își rememoră Cernica scena. E un om periculos, dar ce-o fi având cu mine? Îl afectează cumva interesul pe care îl arăt în cazul Greceanu? Dacă e așa, atunci trebuie să fiu atent. La Katanga m-a scăpat Văpaie, dar în altă parte. Nu știa ce să facă. Să comunice bănuiala lui organelor în drept și să se pună sub protecția lor? Nu era fricos din fire, dar nici n-avea certitudinea că s-ar putea apăra singur de un eventual nou atac. Pe de altă parte, continuă să cugete reporterul, ar fi indicat să lase impresia că n-am nicio bănuială. În sinea lui își dorea să creadă că nu se săvârșise niciun atentat împotrivei, că fusese un simplu accident. Totuși, paza bună, își mai zise el în timp ce intra în holul hotelului. Aici a avut o nouă surpriză. Un ofițer de miliție în civil îi ieși în cale și îi se adresă politicos. Sunt capitanul Sebastian Pop. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. Cu plăcere, să mergem în camera mea, îl invită Cernica. Sus oferi capitanului un fotoliu, iar el se așeză cât mai comod pe somiera moale a patului studio. Ați fost în seara asta martor și cât pe ce, victimă a ieșirii huliganice a doi șoferi, îi comunică ofițerul fără altă introducere. Ați și aflat? Veștile proaste ne parvin totdeauna cu iuțeală,
remarcă ofițerul. Aveți de făcut vreo reclamație în legătură cu acest fapt? Nu, doar o dorință. Să le liberați pe tânărul acela. N-aveți nicio grijă. O să-i dăm drumul. Dar în legătură cu ceilalți doi. Acest tânăr susține că lovitura de sifon vă era destinată. Cernica stătu câteva clipe în cumpănă, apoi răspunse. Cred că se înșală. După părerea mea, n-a fost ceva premeditat. V-ați gândit bine? Foarte bine. În acest caz, cei doi derbedei au să scape mai ieftin, observă capitanul. Deci nu aveau nimic cu dumneavoastră? Absolut nimic, își întări Cernica declarația. Până în seara aceasta nici măcar nu i-am văzut la față. Cred că nici ei pe mine. N-avem ce împărți. Dacă lucrurile stau așa, conchise ofițerul, misiunea mea este încheiată. Se ridică și când îi întinse mâna lui Cernica, mai adăugă. O rugăminte, nu vă mai expuneți prin asemenea localuri. Iar dacă țineți neapărat să o faceți, anunțați-ne și pe noi. După o noapte de somn agitat, Cernica se trezi prost dispus. Se certă cu operatoarea de la centrala telefonică, se bulzului la portarul hotelului, făcu mizerie ospătarului care îi servea micul dejun. Ce naiba am? Se întrebă el nerecunoscându-se. Pentru că îndeopște, se știa o fire calmă, răbdătoare, înțelegătoare. Dădu vina pe vechea sa maladie ulceroasă, care îi amintea de existența ei, ori de câte ori bea un pahar de vin mai mult, sau pierdea o noapte la petrecere, sau la un joc de cărți. De data asta însă, nu făptuise niciunul din aceste păcate. Stătuse cei drept până după miezul nopții, în compania fotografiilor făcute de Dinu Tofan, la carieră și la locul accidentului. Le sortase pe teme, le clasase în plicuri și le studiase atent. Două dintre ele îi reținuseră în mod deosebit atenția. Una îl înfățișa pe Iachim Greceanu, rezemat de botul autobasculantei, iar alta pe același nefericit, cumplit mutilat, după prăbușirea în prăpastie. Distanța în timp dintre cele două imagini era de ore. E explicabil, își zise Cernica, ținând în fața ochilor cele două fotografii. În prima, Greceanu privea la obiectivul aparatului fotografic cu un zâmbet ironic. Dar ironia lui nu trăda aversiune, ci mai curând compătimire. Fruntea îi era ușor încrețită, iar barba înfiptă în piept. În cea de-a doua fotografie, sub plăgile și petele de sânge închegat, Cernica întrezări un chip destins de om împăcat cu propria ei soartă. Cele două imagini ale lui Greceanu îl urmăriră și în vis, iar dimineața, când deschise ochii, primul gest fu tot către capătul studioului, unde se aflau fotografiile. În timp ce își consuma micul dejun, așeză din nou fotografiile în fața sa și le privi de lung. Numără clișeele făcute de Tofan la locul accidentului. Erau 11. Filmul își amintea bine că Tofan schimbase rol filmul chiar înainte de a coborî în prăpastie, era pentru 12 imagini. A stricat probabil un clișeu, își zise Cernica, pentru că Tofan consumase întregul film. Dar asta nu mai are nicio importanță, conchise reporterul. Important e să aflu adevărul despre acest om. Chemă ospătarul și ceru să-i se facă plata. Ieși apoi în stradă, întrebându-se încotro să o apuce. Să continue ancheta aici în oraș, ori să plece la București. În capitală îl aștepta o mulțime de treburi. Dar cazul Greceanu se situa fără voia lui, pe primul plan. Hotărâ să se reîntoarcă totuși în București, unde ar avea eventual posibilitatea de a cerceta și pe alte căi, cazul în speță. Odată ajuns la această concluzie, grăbi pașii spre hotel. Aici, cum îl văzu, portarul se grăbi să-l anunțe. Aveți un musafir mai aparte, e în camera dumneavoastră. Vă rog să mă iertați, dar n-am avut încotro și i-am dat cheia. Mi-a arătat un bilet scris de dumneavoastră, că altfel îl luam de guler și l-aruncam în stradă. Tinerii de azi s-au prostit de tot, conchise portarul, plătinând nemulțumit din cap. Dacă e cel pe care îl bănuiesc, bine ai făcut că nu l-ai luat de guler. E un fost campion de box. Portarul făcu ochii mari. Ia uite, domnule, unde îmi sunt campionii. Cernica se grăbi spre camera sa. Apăsă ușor pe clanță și deschise brusc. Fu întâmpinat de exclamația veselă a lui Văpaie. Hello, boss! Gazetarul rămase în pragul ușii surprins și încântat în același timp. Văpaie stătea într-o poziție anevoie de descris și aproape imposibil de imitat. Se ținea în mâini, pe parchet, cu picioarele ridicate până la nivelul bazinului, încrucișate turcește. Ce mai e și asta?
izbuti cernica să-l întrebe printre hohote de râs. Yoga, îi preciză Băpaie, este cea mai bună poziție pentru relaxare musculară și nervoasă. Lui Cernica îi se păru că, dimpotrivă, era o poziție care solicita la maximum sistemul muscular, ca și voința. Unde-i mai deveni și adeptul iogiștilor? Îl iscodi reporterul. La universitate. 2 ani de zile am avut timp berechet să mă perfecționez. Și cât timp ai de gând să stai așa? Până îmi veți declara că mi-ați iertat îndrăzneala de a vă fi violat domiciliul provizoriu. Și altceva? Continuă Cernica, amuzate giumbuș lucrurile lui Văpaie. Ați ghicit, îi răspunse acesta. Mai e și un altceva. Mi-ați promis că veți interveni pe lângă Înger să mă angajeze la carieră pe o autobasculantă. Dacă reușesc să intru sub piele, sunt un om făcut. Orice prostie aș face, Îngerul mă scapă. Ține așa de mult la oamenii lui? Presupun, pentru că cei doi prieteni ai dumitale au fost scoși azi dimineață de la miliție. I-a luat cineva pe garanție. Interesant, făcu Cernica mai mult pentru sine. Dar pe tine cine te-a luat pe garanție? Presupun că dumneata, altfel n-aș fi fost poftit atât de frumușel să-mi iau tălpășița. Dar mi s-a pus în vedere să o șterg din oraș în cel mult 24 de ore. Dacă mai nimeresc o dată la ei, n-o să-mi fie moale. Încât, vezi și dumneata, dacă nu mă ia Îngerul pe garanție, nu mai am nicio șansă să gust din cozonacul dulce de la Tinca. Uitând de poziția incomodă în care stătea Băpaie, reporterul începu să se plimbe gânditor prin cameră, însuflețit de planuri îndrăznețe. Se opri nu după mult timp în fața tânărului și îl întrebă: zici că în poziția asta acugeți mai bine? Lucru verificat. Atunci gândește-te bine dacă, înainte de a te angaja la carieră, n-ai vrea să lucrezi un timp pe mașina mea. Particulară? Da. Am un Fiat cu care vreau să întreprind un raid mai lung prin țară. Și singur la volan parcă nu-mi surâde. Un voiaj de plăcere? Nu prea. E o călătorie care ar putea comporta și niște riscuri. Oh, exclamă Văpaie, lăsându-se brusc pe covor și întinzându-și membrele amorțite. Riscul e meseria mea. Într-o asemenea călătorie v-aș însoți și pe gratis. Adică nu chiar gratis, se corectă el pe loc. Pretind doar masă și casă. O să ai și ceva bani de buzunar, îi preciză Cernica. Bineînțeles, și ceva de îmbrăcat. Actuala ta ținută bate la ochi, știu, dar nu-mi schimb stilul. Asta am și eu personal, stilul. Bine, bine, făcu Cernica împăciuitor. O să ne înțelegem noi și în privința stilului tău. Le stil se luăm, îi servi Băpaie cu o pronunție dificilă. Cernica a făcut totuși ochii mari. Cunoști franceza? Neam, îi răspunse Băpaie. Mi-au plăcut cum sună cuvintele astea și le-am prins din zbor. Tot la universitate? Bineînțeles. Era acolo un domnișor crescut cu guvernantă, care fusese prins cu aur, dolari. Lucra pe picior mare. Deci avea stilul lui. Și încă ce stil? Își mărturisi Băpaie admirația. Pe măsură ce discuta cu acest tânăr, Cernica se simțea tot mai cucerit de descoperirea sa. De seară plec la București, îl anunță el brusc pe Văpaie. Dacă te-ai hotărât să mă urmezi, îți iau un bilet. E în regulă, boss, se învoie acesta pe loc. Acolo ții mașina? Abia aștept să fiu la volanul unei jucării de astea. Până atunci, am să te rog să intri în baie. Ok, boss, îți promit să fiu băiat de salon. Îngerul negru. Capitolul 6. Reporterul frenetic. Locuința lui Cernica din București era pentru un burlac ideală. Într-una din încăperi avea dormitorul, iar în cealaltă, camera de lucru. Micul apartament se afla într-o clădire veche, pe o străduță liniștită din preajma Pieții Victoriei. În curtea largă care înconjura clădirea, locatarii își construiseră și câteva garajuri. Unul dintre ele adăpostea Fiatul reporterului. De cum ajunse în curte, Văpaie se și interesă de mașină. Grăbit ca o mireasă în noaptea nunții, făcu Cernica amuzat. Îi dădu cheile de la garaj și de la mașină, iar el se grăbi să-și revadă apartamentul. Când deschise ușa, îl izbi în nări un aer greu, stătut. Ridică imediat storurile, dădu ferestrele de perete și trase în piept cu nesaț aerul înmiresmat de un bătrân tei înflorit. Din garaj, Văpaie îi strigă: ai o mașină pe cinste, boss. Cernica nu-i răspunse decât printr-un zâmbet larg de proprietar. Se întoarse apoi cu spatele la fereastră și-și cercetă mai atent apartamentul.
Fiecare obiect părea să fi rămas acolo unde îl lăsase el cu 2 săptămâni în urmă. Doar pe masa de lucru, colile de hârtie și cărțile lăsate de el vraiște fusese răpuse de mama Ana, femeia care îi deretica din când în când prin casă, într-o oarecare ordine. Cernica petrecuse noaptea în cușeta unui vagon de dormit, dar se simțea totuși obosit. Un duș și o cafea mă pun pe picioare, își zise el. Dar înainte de toate, trebuia să-și aranjeze o întâlnire cu colonelul Stelian Coman, o cunoștință mai veche. Deși colonelul lua totdeauna în zeflemea născocirile fanteziste ale reporterului, manifesta față de acesta o slăbiciune de părinte. Și de această dată, auzindu-i glasul în receptor, îl întâmpină voios. Ce-i, frăție? Aș vrea să vă fac o scurtă vizită. E ceva urgent? Este. Și serios? Îl iscodi colonelul pe un ton șugubăț. Cât se poate de serios, îi adeveri Cernica. Dacă așa stau lucrurile, o să-mi rup o jumătate de oră pentru dumneata. La ora stabilită, Cernica se și înființă în anticamera lui Coman. În așteptare, își recapitulă în minte tot ce intenționa să-i comunice colonelului. Cum anticamera se prelungi, gândul îl purtă înapoi la locuința lui, unde îl instalase pe văpaie. Tânărul se arătase încântat de noua sa situație, admirând gustul cu care Cernica își mobilase apartamentul. Dar ceea ce l-atrăgea mai mult era eleganta mașină a lui Cernica, precum și perspectiva de a face o călătorie îndelungată cu ea. Cred că am făcut o achiziție bună, își repetă Cernica, amintindu-și de văpaie. Auzi în sfârșit îndemnul secretarei lui Coman. Tovarășul colonel vă așteaptă. Ori de câte ori intra în cabinetul unei persoane oficiale, Cernica se simțea pe moment intimidat. Nu jinduise niciodată după un asemenea fotoliu, dar avea o anumită stimă pentru cel care îl ocupa. De îndată însă ce începea să converseze, spiciunii îi lua locul o anumită cutezanță. Ia zi, frăție, îl întâmpină colonelul, ridicându-se de la biroul său și întinzând spre Cernica o mână prietenească. Aveți răgaz să ascultați o întâmplare? Am, dacă te rezum la esențial. Am fost martor și oarecum implicat într-un accident, sinucidere sau naiba știe ce-a mai fost, începu Cernica, în timp ce se afunda în fotolul oferit de colonel. În ce sens implicat? Întâmplarea a avut loc în timpul unei demonstrații, regizată de mine și de un coleg, fotoreporter. E vorba de accident sau de sinucidere? Ceru colonelul să-i precizeze. Convingerea mea intimă e alta, făcu Cernica. Deși oficial, cazul a fost clasat. Pui la îndoială concluzia organelor locale? Cum să vă spun, făcu reporterul ușor derutat. Toate faptele și expertizele susțin concluzia oficială. Dar eu nu mă pot împăca deloc cu acest gând, care vă mărturisesc, nu-mi dă pace nici zi, nici noapte. Și cu ce te pot ajuta? Îi zâmbi colonelul. Nu sunt psihiatru. Va juga întâi să mă ascultați și după aceea să concludeți. Dă-i drumul. Cernica își drese glasul și începu să-i relateze întâmplările și faptele legate de cazul Greceanu. Colonelul arătă la început oarecare interes, dar pe măsură ce minutele se scurgeau, începu să caște discret. Ba la un moment dat, fu nevoit să-și ceară scuze. Iartă-mă, dar sunt după o noapte albă. Te rog însă continuă, pentru că mă interesează. Deși, ca să fiu sincer, cunosc bine acest caz. De aceea aș vrea să știu ce urmărești dumneata. Să-l reabilitezi pe Greceanu post-mortem? Vreau să cunosc adevărul, îi replică Cernica. Ce cuvânt mare! Făcu Coman pe un ton voit teatral. Propriu zis, continuă Cernica, aș vrea să aflu adevărata cauză a acestei presupuse sinucideri. Presupuse? Observă colonelul mai mult pentru sine. De ce crezi că un om cu sufletul atât de încărcat ca cel al lui Iachim Greceanu nu putea ajunge într-un moment de neatenție sau chiar voit în prăpastie? Ce-i mai oferea viața? Nimic. Nu crezi că sinuciderea era o soluție pentru un om ca el? Ar fi un act de om laș, îi replică reporterul. Iar Greceanu nu era laș, vă rog să mă credeți. Îl cunosc din liceu. Crede-mă că nici la anii mei nu m-am dumirit dacă sinuciderea e un act de lașitate sau de curaj. Aș înclina totuși spre prima ipoteză, mai ales în cazul omului tău, fără îndoială că nu era un laș. Dar să presupunem că n-a fost nici accident, nici sinucidere, ci o omor premeditat. Dar din câte spui, era singur la volan, în cabină. Și totuși a fost omorât,
rosti Cernicarar, smulgându-și parcă din inimă fiecare cuvânt. Acuzația nu păru a-l surprinde pe colonel, care stătea ușor aplecat pe masa lui de lucru, cu coatele apropiate, cu pumnii înfipți în puternicele sale maxilare. Dumneata, îți dai seama ce spui? Rosti colonelul grav, sfredelindu-l pe reporter cu niște ochi mari, cam exoftalmici, foarte mobili și pătrunzători. Sunt întru totul conștient. Voi, reporterii ăștia frenetici, aveți uneori o fantezie excesiv de bogată. Nici Dumnezeu nu-i fără cusur, îi replică Cernica pe un ton glumeț. Pe ce se bazează totuși acuzația dumitale? Ai găsit vreo urmă, vreun corp delict? Nimic. Atunci, în clipa de față, nu mă bazez decât pe intuiție. Cam puțin pentru a redeschide o anchetă, observă colonelul. Și adăugă malițios. Imaginară ar mai merge. Aș vrea totuși să-mi încerc pe concret fantezia, insistă Cernica. Jocul ar putea fi periculos. A început deja să fie periculos, recunosc cu Cernica. Și poate de aceea mă atrage. Îi povesti colonelului și despre ultima sa pățanie de la Katanga. Coman se interesă. Zici că sticla aia de sifon n-a zburat întâmplător în direcția capului dumitale? Așa cred. Vezi că a doua oară s-ar putea să-și nimerească ținta. Voi fi mai prudent. În concluzie, hotărâ colonelul să încheie întrevederea. Ce vrei de la noi? Autorizația de a mă ocupa de acest caz. În ce calitate? De reporter. Așa ceva îți poate elibera redacția dumitale. Dar am nevoie de acces la arhivele unor organe de miliție, judecătorești. Cu redacția mă înțeleg mai lesne. Vrei deci niște împuterniciri speciale? Cam așa ceva. Oficiale? Mă mulțumesc și cu ceva semi-oficial, îi preciză Cernica. Îmi ajung niște dispoziții verbale. Nu ești deloc pretențios, făcu Coman în zeflemea, dar nici absurd, adăugă mai mult pentru sine, schimbând brusc tonul. Dă-mi, te rog, un răgaz. Cel de-al doilea drum din acea zi, Cernica îl făcu la redacție. Lerescu, blondul, rotofeiul redactor șef, îl întâmpină vesel. O, avem și noi megreul nostru. Râzi, îi replică Cernica un pic agasat. Bare să te umfle pe tine râsul când ai să afli ce te așteaptă aici. Avem o acțiune. Bănuiesc, îl întrerupse Cernica, nu prea protocolar. Tu ești mereu în ofensivă. E un defect? Dimpotrivă. O cerință obligatorie la un gazetar care se respectă. Dar să știi că și eu am pornit o acțiune. Am aflat câte ceva. De unde? Făcu Cernica surprins. Ce gazetar aș fi dacă n-aș afla cu un minut înainte altora? Ai primit un telefon? S-ar putea. Colonelul Coman? Nu i-am reținut bine numele. Și ce ți-a spus? Că vrei să le iei pâinea de la gură. Să vorbim serios, făcu Cernica brusc. Te-aș ruga să-ți faci astăzi vreme și să stăm de vorbă mai pendelete. E chiar așa de urgent? Foarte. Constat că te-ai antrenat serios în povestea asta. Mai serios decât crezi. Dacă e așa, să ne facem timp. Îngerul negru, capitolul 7. Văpaie nu se desminte. Când îi propusese să-l însoțească în proiectata sa călătorie, Cernica scontase să aibă în Văpaie nu numai un util tovarăș de drum, ci și un om cu care să schimbe volanul pe drumurile lungi ale Moldovei. Dar Văpaie, de îndată ce se instală la cârma elegantului Fiat, nu vrut să se mai desprindă de pe scaunul șoferului. Cernica îi zâmbea îngăduitor și se mărginea doar să-i atragă din când în când atenția că are interes să ajungă teafăr la destinație. Vii frică? Îl iscodi Văpaie. Nimic nu mă sperie, dar totul mă înspăimântă, își plasă Cernica gluma preferată. Și aș vrea să-ți mai amintesc că mașina asta m-a costat bani frumoși. Văpaie încetinea pentru moment goana, pentru ca după aceea să apese și mai vârtos pe accelerator. Știi ce au afișat în mașinile lor șoferii de taxi din Finlanda? Insistă calm Cernica. Dacă mergi cu 40, ajungi la 80. Dacă mergi cu 80, sfârșești la 40. E bună, izbucni în râs Văpaie, împingând iarăși în accelerator. Cu un șofer ca ăsta nu te plictisești la drum, își zise Cernica, înregistrând cu satisfacție exhibițiile la volan ale tânărului. Convins că mașina se afla în mâini bune, se cufundă în propriile gânduri. Prima țintă a călătoriei pe care o întreprindea era satul natal al lui Iachin Greceanu. Înainte de a părăsi Bucureștiul,
primise și cuvenită aprobare din partea colonelului Coman. Putea deci apela la organele locale, fără teamă de a fi tratat cu indiferență sau refuz. Gonea de vreo 2 ore și mai avea în față încă tot pe atâta drum. La volan, lui Cernica îi se părea că vremea trece îndeopște mai repede. Dar ca pasager, drumul lung și monoton îl cam plictisea. Își lăsă capul pe spătarul moale și închise ochii. Se simțea obosit. Se culcase târziu, după miezul nopții, iar Băpaie îl trezise de vreme ca să pornească pe răcoare la drum. "Somn ușor," îi ură tânărul. Legănat de mașină, Cernica a țipit curând. A avut un somn scurt, reconfortant. Se trezi brusc, lovindu-se cu capul de parbriz. "Ce s-a întâmplat?" întrebă el speriat. "Mi-a ieșit de pe laterală unul cu semn de fraier," îl informă Băpaie netulburat. "Te-aș ruga să fii mai atent," îl invită Cernica pe un ton ceva mai sever. Închise iarăși ochii, dar nu mai reuși să țipească. Mașina se angajase între timp pe o șosea laterală, străjuită de plopi înalți. Paralel cu șoseaua, șerpuia un râu care se scurgea clipocind spre sud. Peisajul devenise mai pitoresc, stârnind interesul reporterului. La orizont se zăreau ca prin ceață crestele Carpaților. După informațiile pe care le căpătase la București, satul natal al lui Iachim Greceanu era situat în inima munților, într-o istorică trecătoare dintre Moldova și Ardeal. "Firea aspră de muntean," își zise reporterul, amintindu-și chipul celui care cu doar câteva zile în urmă avusese un sfârșit atât de tragic. "La ce vă gândiți?" îl iscodi Văpaie. "La multe." "Gândurile nu-s bune. Prefer faptele. De pildă, acum mă tentează un fapt concret. Să oprim la primul bufet și să mâncăm ceva. Simt un fel de leșin la stomac." Curând, le apăru în față firma unui motel. Văpaie nu mai așteptă încuvințarea lui Cernica. Stopă la intrare. Sala de mese a motelului era plină de turiști. Așteptară cam multișor, până ce unul din chelneri se îndură să le ia comanda. "Au o mare calitate chelnerii ăștia," observă Cernica. "Te fac să aștepți răbdător o grămadă de vreme, amăgindu-te cu vine, vine." Văpaie zâmbi absent, politicos, întreaga atenție fiindu-i absorbită de lista de bucate. În zumzetul care domnea în local, se auzi deodată o bufnitură surdă în masă, urmată de explozia puternică a unui glas bărbătesc. "Băiatul meu a fost bun, mă, a fost bun, bun, voi mi l-ați stricat, voi ați băut sufletul, nemernicilor." Văpaie ridică numai decât capul și adulmecă, ca un ogar, locul scandalului. Glasul furios aparținea unui țăran de vreo 70 de ani, care, după port, părea de la munte. Uscat, cu o față subtă, de suferind, bătrânul trăia mai mult prin glasul său puternic, baritonal, ca și prin ochii negri, care îi ardeau ca niște cărbuni. "De unde atâta vigoare într-un pumn de om?" se întrebă și Cernica, urmărind gesturile iuți, amenințătoare, ale bătrânului Mocan. La aceeași masă se mai aflau 2 bărbați. Un țăran scund, spătos, cu ceafa groasă, care părea de aceeași vârstă cu furiosul, dar mult mai bine conservat, precum și un pădurar de vreo 35 de ani. "Măi, Toma," încercă să-l liniștească pe furios, țăranul gros în ceafă. "Vorbești cu păcat. Înghiți variadul," făcu Toma. "Noi îți înțelegem durerea," interveni împăciuitor și pădurarul. "Înțelegeți pe dracu. Voi v-ați bucura, nemernicilor, de fiecare năpastă care a căzut pe capul băiatului meu." "Moș Grecene," se arătă pădurarul supărat, "nu profita că ești bătrân și năpăstuit." "Nu ne da în obraz față cu toată lumea," își arătă indignarea și țăranul cu ceafa groasă. "Voi n-aveți obraz," le aruncă Toma Greceanu, ridicându-se ostentativ de la masă. "Kellner," strigă el, "ce am de plată aici?" Scoase o tașcă de piele din buzunarul de la piept și aruncă pe masă câteva hârtii. "Iar voi," li se adresă el celor 2 comeseni, "voi să nu mai dați ochii cu mine, să nu mai ieșiți în cale, că vă spintec." Țăranul cu ceafa groasă nu catadixi să-i mai răspundă, iar pădurarul zâmbi ascuză în jur, simțindu-se obligat să-i explice. Așa-i când întrece omul măsura la pahar. După ce numără banii lăsați de bătrânul furios, chelnerul își aruncă privirea spre masa ocupată de Cernica și Văpaie. Spre uimirea lui, cei 2 consumatori spăraseră putina fără nicio explicație. "Noroc că n-am apucat să-i servesc," își zise clătinând nemulțumit din cap. Părăsind în grabă motelul,
Cernica și Băpaie se urcară în fiat și porniră în urmărirea bătrânului grecianu. Îi reținuseră bine numele. Bătrânul apucase șoseaua de-a lungul, pășind apăsat, mânat ca de duhuri rele. Să fie tatăl celui care s-a prăbușit în prăpastie la Tinca? Făcu Văpaie, uitând de foamea ce-i rodea stomacul. Nu e exclus, îi răspunse Cernica, fără a-l scăpa din ochi pe bătrân. Ce-o fi având cu ceilalți doi? Socotel mai vechi. Era o zi călduroasă și bătrânul greceanu, îmbrăcat într-un surtuc gros de lână, făcut la piuă și vopsit în cafeniu, se încălzi repede. Își scoase pălăria de pe capul lui, mare, lunguieț, pe care mai fluturau câteva smocuri de păr alb și se șterse de sudoare cu mâneca surtucului. Acum, îl îndemnă Cernica pe Văpaie. Acesta îmbală motorul și claxonă chiar în spatele bătrânului. Speriat, Toma Greceanu se feri din drum, dar își reveni imediat și le făcu semn să oprească. Văpaie se conformă. Oameni buni, li se adresă el, luați-mă și pe mine până în oraș, că de acolo oi lua autobuzul să mă ducă acasă. De unde ești, taică? Îl iscodi Văpaie. Din Măgureni. Satul lui Achim Greceanu, își zise Cernica. Urcă, taică, îi deschise Văpaie portiera. Să știi că ai noroc. Noi tot într-acolo mergem. O, ce pomană v-ați face, își arătă bătrânul recunoștința. Și după ce se văzu în mașină, adăugă. Dar ce vânt vă mână pe la noi? Suntem ziariști și facem un raid prin locurile astea, îi răspunse Cernica. Așa, făcu bătrânul. Apoi pe la noi n-aveți ce vedea, că e un sătuc amărât de munte. Dar în împrejurim sunt câteva lucruri. Se sapă sonde, se lucrează la pădure, la șosea. Adică n-am rămas, cum se spune, chiar de căruță. Cernica îl asculta cu interes. Bătrânul vorbea degajat, alegându-și cu grijă cuvintele și nu lăsa să îi se ghicească durerea năbușită. Cernica îi cercetă pe îndelete chipul. Nasul coroiat și chipul ascuțit, cu obrajii subți, aduceau apasăre de pradă. Bătrânul sporovăia în șir, fără să se potignească. Dar noianul de vorbe ascundea dorința de a fugi de gânduri apăsătoare. Mașina străbătu un platou bogat în vii și livezi, apoi un sat lung, înșirat de o parte și de alta a șoselei. La capătul satului le-a apărut pe neașteptate în față poarta masivă a Carpaților. Văpaie se angajă în defileu, etalându-și din nou măestria. Cernica zâmbea satisfăcut, mai mult din colțul gurii. Doar bătrânul nu-și putu reține o exclamație de admirație. Bun șofer aveți! Un as, îi întări Cernica vorbele. Defileul era de un pitoresc inedit. Valea îngustă, aflată la o altitudine de 5-600 de metri, era înnecată în verdeață. Pantele line ale colinelor, acoperite de păduri, de fag și brad, alternau cu stânci pleșuve, prăpăstioase. Dar cea mai odihnitoare priveliște o oferea lunca râului, care se strecura în salturi spre Podiși. Pe frumoase plaiuri a copilărit bietul Iachim Greceanu, constată reporterul. Vă plac locurile noastre? Îl iscodi bătrânul greceanu. M-ar tenta să fac un concediu aici. Poftiți, îl îmbie moșneagul. Puteți sta chiar la mine. Am o casă frumoasă și spre nefericirea mea pustie. N-aveți soție, copii, nepoți? Furându-lui Cernica să-l iscodească. Baba mai trăiește, dar atât. Amuțit brusc. Cernica nu mai insistă. Își plimbă privirea peste peticele mici de ogor, așa zisa țarină, pe care locuitorii o smulgeau cu îndârjire pietrei. Puțin pământ aveți, constată Văpaie. Puțin și sărac, îi răspunse bătrânul. După un cot apărură și primele case ale măgurenilor. Clădite din lemn, păstrau arhitectura tradițională a caselor moldovenești de munte. Unde să te lăsăm, tăicuță? Se interesă Văpaie. O leacă mai înainte, pe dreapta, după ce treci de mat. Atent la indicații, Văpaie opri în dreptul unei porți mari, străjuită de stâlpi groși, încrustați, care sprijineau o streașină din draniță. Casa, dintre cele mai arătoase din sat, avea și un cerdac larg, ascuns după curpeni de viță de vie. Vrednic gospodar, își zise Cernica. Bătrânul coborâ și rămase nehotărât lângă mașină. Dacă nu vii cu bănat, rosti el timid, n-ați vrea să coborâți o leacă și să-mi cinstiți casa? Să nu deranjăm, se codi Cernica. Dacă era vorba de deranj, nu vă pofteam. Primiră invitația.
Săteanul se îndrepta atunci bucuros către poartă și o deschise larg. Vârâți mașina în curte, îi sfătui el, că vine vreun nebun cu vreo remorcă și vă face de n-o mai cunoașteți. Pășind în curtea curată, pavată cu pietre de râu, Cernica își întări părerea că avea de-a face cu un gospodar bun, ambițios. Le ieși în întâmpinare și bătrâna Greceanu, care începu să se vaite. O găsiseră musafirii nepregătită. Așa îmi faci întotdeauna, îi reproșa ea în șoaptă bărbatului. De ce nu mi-ai trimis vorbă? Termină, femeie, îi scurta acesta cicăleala. Prinde o găină și fă-ne ceva de mâncare. Își invită oaspeții în camera din față. Pretutindeni, ordine și curățenie. Gazda își lăsa apoi musafirii singuri. Doar câteva momente, se scuză el. Am niscaiva treburi gospodărești care nu suferă amânare. Văpaie profită de răgaz și se întinse pe unul din cele două paturi simple de lemn. Cernica, mai odihnit, cerceta cu vădit interes interiorul casei țărănești. Nu-l atrăgeau cuverturile de pe paturi, țesute la război și nici covorașele așternute pe podea. Curiozitatea lui era stârnită de fotografiile de pe pereți, prinse în felurite rame. Mai toate înfățișau același chip la diferite vârste. Iachim Greceanu. Nu mai avea nicio îndoială că se afla în casa părintească a acestuia. Mulțumit, îl iscodi Văpaie, care îl urmărise printre gene. Până acum, da. Dar trebușoara asta mă costă, îmi gheorțe mațele de foame. Până ce nătuiește bătrâna găina, mi se lungesc urechile până la Dunăre. Dar nu termină bine vorba când îl zări în prag pe Toma Greceanu, purtând în mâini două farfurii încărcate cu brânză, slănina afumată, ceapă verde, usturoi, iar sub soară o pâine mare cât roata carului. Văpaie plescăi de plăcere și sări iute în ajutor. Aranjă chiar și masa, dovedind o iscusință de fecior de casă mare. Iar, după ce se așeză la masă, începu să ducă la gură cu atâta râvnă, încât Cernica se întreba dacă va mai rămâne ceva de îmbucat și pentru el. Parcă mi-a mai venit inima la loc, făcu Văpaie când își simți foamea oarecum potolită. Pe ușe își făcu apariția și stăpâna casei, care purta cu fața toată numai un zâmbet, o tavă cu trei pahare și o sticlă cu vin. Cu aceeași discreție, bătrâna dispăru pe ușe, lăsând pe cei trei bărbați să guste în tihnă un pahar de vin. Sticla se goli repede, iar atmosfera deveni mai caldă, mai intimă. Bătrânul Greceanu, fire iscoditoare, nu se lăsă până nu află de unde erau și ce hram purtau oaspeții săi. Fu apoi rândul oaspeților să-l descoase pe bătrân. Noi, gazetarii, avem o deformație profesională, se scuză Cernica. Pune mereu întrebări, și cu rost și fără rost. Își ridica apoi ochii asupra uneia din ramele de pe perete, care încadra o fotografie a lui Iachim Greceanu. Feciorul dumitale? A fost, făcu bătrânul, abia stăpânindu-și un oftat. Și cum ținea paharul cu vin în mână, lăsă să se scurgă pe dușumea câteva picături. Ieri am făcut parastasul de 9 zile. Tânăr? Insistă Cernica. Pentru mine era tot copil, cu toate că a sărit de 40 de ani. A avut vreo boală mai grea? O boală avea el, la cap, pentru că de avea minte nu făcea una ca asta. Bătrânul tăcu, sorbi câteva picături de vin, după care își continuă destăinuirile. Era un băiat tare bun, singurul meu copil, și în el mi-am pus toată nădejdea. Era deștept foc. Nici la școala primară, nici la liceu, n-a suferit să-i o ia altul înainte. De aceea am făcut cum am putut și l-am dat mai departe. Ca să-l dau la liceu, a trebuit să-mi vând boii. Școala era pe atunci scumpă. S-a dus bietul băiat singur la examenul de admitere, împreună cu o secătură de aici, din sat, Niță Zaina, care avea un băiat de-o seamă cu al meu. Învățătorul mi-a zis, măi omule, copilul tău e foarte bun, dar să știi că nu-i nădejde să intre la liceu. Acolo vin copii de la oraș mult mai bine pregătiți, preparați chiar de profesorii cu care dau examenul. Apoi vin feciorii de bani gata, care au proptele mari și locul asigurat. Pe când al tău, un copil de țărani, amărâți, la care nu se uită nimeni. Eu zic să-l ții acasă și să nu-ți mai vinzi boii de pomană. Dar eu știam ce poate băiatul meu și l-am trimis fără să țin seamă de sfatul cuiva. Și nu m-am înșelat, tovarășe, cum îți spune. Cernica, îl ajută reporterul. Așa, tovarășe Cernica.
S-a dus și a dat examen. Când s-a dat rezultatul, nimănui nu i-a venit a crede. Era în capul listei, cu media 10. Pe la coada listei era și băiatul lui Niță Zaina. Ăsta îl cunoștea pe un mare politician, care i-a dat scrisoare de recomandație către directorul liceului. Că dacă era după merit, nici pentru mânatoile la strungă nu era bun. Dar uite așa-și fac loc unii în viață. Dau cu coatele în dreapta și în stânga, înlătură pe alții mai buni, ca să iasă ei păduchi în frunte. Văpaie urmărea și el atent spusele bătrânului. Să nu credeți că îmi pare rău, continuă Toma Greceanu, că băiatul lui Niță Zaina s-a ajuns. Din parte îmi poate să fie și ministru, laudă lui. Dar mă doare în suflet că s-a purtat câinește cu al meu. Ce a făcut? Sări Văpaie de la locul lui. Ce să mai discutăm? Făcu bătrânul scârbit. Întoarse capul spre ușe. Apăruse stăpâna casei cu găina friptă. Împărțirea cărnii se făcu în tăcere, cu o anumită solemnitate. Așteptată la început cu nerăbdare, friptura parcă nu mai avea acum aceeași căutare. Umbra celui îngropat, cu 9 zile în urmă, sub frasinul din cimitirul sătesc, se strecurase între ei, răscolind dureri vechi și noi. Poftiți, luați, îi îndemnă bătrâna Greceanu, intrigată de lipsa de interes cu care era întâmpinată găina friptă de ea, cu atâta strădanie. Dar cei trei bărbați mâncau de parcă nu duceau la gurile lor. Dezolată, femeia ridică din umeri, își șterse mâinile de șorț și ieși mai mult cu spatele. Când ajunse în prag, auzi porunca aspra a bărbatului. Mai adă niște vin. Îndată, făcuia supusă. Și reveni cât ai bate din palme, cu o nouă sticlă de vin, pe care o șterse din mers, cu poala șorțului. Așeză sticla pe masă și se retrase discret, mai mult, în vârful picioarelor, scoțând de undeva, din străfundul inimii, un oftat adânc. Ridicând paharul în amintirea celui dispărut, cernica rosti grav. Să-i fie țărâna ușoară. Dumnezeu să-l ierte, îi răspunse bătrânul, că noi l-am iertat, cu toate că ne-a adus atâta suferință. Cum a murit? Îi răscoli Văpaie durerea. Nu știu, domnule, nimic precis. Zice-se că s-ar fi aruncat singur cu mașina, în prăpastie. Dar eu nu pot crede una ca asta. Noi suntem un neam de oameni sănătoși la minte. Nu mutăm un pai de aici colo fără să socotim mai întâi cu ce mână-l luăm, unde-l punem și cum să-l punem ca să stea mai bine. Dapoi să te arunci așa, fără nicio judecată, cu mașina în prăpastie. Nu pricep și n-am să pricep niciodată. Oricât ar încerca să-mi dovedească unii prin vorbe, iar alții prin acte. Știți ce mi-a spus netrebnicul acela de Zaina? Nea Toma, mi-a zis. Poate-i mai bine că a sfârșit-o așa și nu altfel. Auzi la el, altfel. Îmi venea să-i trăznesc una cât e el de mare șef pe acolo. Se referă la Înger? Îi strecură Văpaie lui Cernica. Acesta îi confirmă. Toată viața a trăit numai în umbra băiatului meu, continuă bătrânul Greceanu. A stat lipit de el ca vâscul. Și la școala primară, și la liceu, și la facultate. De la al meu copia la teze și la extemporale. Al meu îi făcea felurite hăți și desene și uite răsplata. Mai bine ca sfârșit-o așa. Păi să nu-i strivești capul ca la o năpârcă? Unde a ajuns șofer? Se interesă Cernica. Bătrânul întoarse o privire aspră, necruțătoare, spre cel care îndrăznise să pună asemenea întrebare. Șofer? Răcni el. Minciună! Băiatul meu era inginer, cel mai bun inginer. Pe cel care vă spune că a fost șofer, să-l scuipați între ochi. E o minciună scornită de dușmanii lui și ai mei. Cernica și Văpaie participau sincer la durerea nefericitului părinte. Atrasă de glasul ridicat al bărbatului, bătrâna Greceanu furișă o privire scurtă prin crăpătura ușii. Ce vrei? O apostrofă bărbatul cu o asprime nemeritată. Nu mai poftiți nimic? Să ne lași în pace, asta poftim. Bătrâna ridică resemnată din umeri și plecă slobozind același oftat izvorât din adâncul inimii. Într-o zi, continuă bătrânul pe un ton mai scăzut, poate o să se facă lumină și în povestea asta de neînțeles pentru o minte ca a mea. Nu mai am putere, oameni buni, nu mai sunt tânăr. Altfel mă apucam singur să-i caut pe vinovați, dar tot nu închid ochii până nu le-o plătesc. Cernica ai făcut un semn discret lui Văpaie. Acesta înțelese și, căutând un pretext oarecare, părăsi încăperea. Îngerul negru. Capitolul 8. Văpaie nimerește iarăși la arest.
După ce se învârti un timp prin curtea lui Toma Greceanu, vârându-și nasul peste tot, Băbaie hotărâ să iasă în drum. Se însera și oamenii începură să se adune pe la case. Apariția mașinii cu număr de București nu rămăsese neobservată. Din pragul porților, ori de după perderele de la ferestre, sătenii îndreptau priviri cercetătoare spre casa lui Toma Greceanu. Prezența celor doi străini, la numai câteva zile de la înmormântarea lui Iachim Greceanu, era pusă în legătură cu dispariția atât de neobișnuită dintre cei vii a fiului lui Toma Greceanu. Or fi de la miliție cu mătră, auzi Băpaie pe o bătrână, adresându-se vecinei sale. Poate chiar de la securitate, își dădu cu părerea cea întrebată. Se vede treaba că nu-i lucru curat, conchise prima cu mătră. Văpaie zâmbi în sine și trecu mai departe, cu nasul în vânt. Se opri în dreptul bufetului sătesc, de unde răzbătea un zumzet neîntrerupt de voci. Își propuse să facă o incursiune prin local, unde spera să mai afle câte ceva. Încăperea mică a bufetului era fixită de oameni. Cei mai mulți erau tăietori de lemne, care își încheiau ziua de lucru la o țuică. Vânzătorul, un zdrahom de vreo 40 de ani, îl întâmpină pe Văpaie cu zâmbet larg, profesional. Cu ce vă servim? Un coniac, îi aruncă Văpaie comanda, privind semeț la cei din jur. Și avea de ce să fie mândru. Băutura cerută de el nu era consumată obișnuit într-un asemenea local. Sătenii comandau de regulă o țuică, o bere sau vin. Vânzătorul trebuie să destupe anume pentru Văpaie o sticlă de coniac. Mic sau mare? Mare, făcu Văpaie, aruncând ostentativ pe teșghea o hârtie de 100 de lei. Ia uite la el cum se umflă în pene, se auzi un glas din spate. Capra cât îi de râioasă ține coada bârligată, îi se alătură alt glas bărbătesc, în care Văpaie ghici dușmănie. Ofensat, strânse din fălci, sorbi o înghițitură bună de coniac, apoi se întoarse încet, ca un urs, spre masa celor care flecăreau pe socoteala lui. Spre surprinderea sa, pe unul dintre ei, îl recunoscu. Era pădurarul întâlnit la motel. Văpaie întrebă pe un ton sec, provocator. Supără pe cineva prezența mea? Lăsați-i în plata domnului, îi șopti vânzătorul. Sunt o leacă afumați și nu prea știu ce vorbesc. Încă un coniac, porunci Văpaie vânzătorului, nelându-i în seamă povața. Cu paharul plin, se desprinse de lângă teșghea și păși rar, apăsat, spre masa pădurarului. În local se făcu brusc tăcere. Fiecare consumator presimțea că va asista curând la ceva mai deosebit. Era limpede pentru toți că pădurarul căutase gâlceabă. Se întrebau doar cum va reacționa celălalt. Văpaie se opri lângă masa pădurarului și întinse paharul cu coniac. Bea, îi porunci el. Să beau? Făcu acesta surprins. I-au zis fraților cine-mi dă de băut. Se aplecă apoi asupra paharului, privi cu dispreț la conținut și scuipă. Acum bea tu, îi porunci la rândul lui Văpaie. Un hohot de râs însoți gestul pădurarului. Văpaie așteptă să se potolească un pic spiritele și în clipa când simți toți ochii îndreptați spre el, aruncă conținutul paharului drept în nasul pădurarului. Efectul, scontat de altfel, fu o izbucnire nestăvilită de râsete. Numai Văpaie nu schiță niciun zâmbet, pândea, pentru că pădurarul nu era singur la masă. Mai avea un tovarăș, în privirile căruia se zăreau lucirile mâniei, iar în spate și vânzătorul se pregătea să sară asupra lui Văpaie. 3, își zise el. Așteptă întâi reacția pădurarului, care își ștergea ochii orbiți de coniac, iar când își simți privirea mai limpede, sări în picioare, împins ca de un resort și își repezi pumnul mare, greu, spre chipul rotund al lui Văpaie. Dar în loc să-l vadă pe acesta, a zbălit cât colo de năprasnica lovitură, consumatorii asistară la un final cu totul neașteptat. Prinzând din zbor brațul pădurarului, cu o reușită mișcare de jiu-jiț, Văpaie își arunca adversarul tocmai în celălalt capăt al încăperii. Un nicnet scurt și agresivul pădurar rămase inert, cu capul proptit între picioarele unei mese. L-ai omorât, borfașure, sări al doilea adversar. Ai să mi-o plătești chiar acum. În mâna acestuia lucea lama de oțel a unui cuțit vânătoresc. Astâmpără-te, măi Gheorghe, îi strigă careva. Intri de pomană la pușcărie. Orbit de mânie, Gheorghe nu mai auzea.
Cu ochii injectați, își pregătea lovitura decisivă. Văpaie, dezarmat în fața acestui atac, se dădu înapoi până simți marginea teșghelei, de care se rezemă cu spatele. Dar în aceeași clipă, simți brațul gros al vânzătorului, încolăcindu-i se pe după gât. Situația tânărului părea disperată. Pe chipul celui care ataca cu cuțitul în mână, apăru un rânjet de triumf. Așa, Nicule, ține-l bine, să-i luăm o leacă de sânge. Se și repezi spre teșghea, scoțând un urlet sălbatic. Văpaie, cu o simplă apăsare între metacarpurile mâinii care îl încolăcise, slăbi strânsoarea din jurul gâtului și se săltă în mâini pe teșghea, lovind cu capul în bărbia vânzătorului. Amețit, acesta se clătină pe picioare și nu mai îndrăzni să-l atace. Cu același salt, Văpaie opri și năvala celuilalt adversar. Talpa groasă a pantofului stâng îi servi drept scut împotriva cuțitului, iar cu celălalt picior îl izbi pe atacant în plin obraz. Un murmur de admirație se răspândi în tot localul. Știe carte, rosti careva. Văpaie trecu imediat la contraatac. Smulse cuțitul din mâinile celui mai periculos adversar și îl culca apoi pe acesta cu o directă în bărbie. Între timp își revenise și pădurarul, care, orb de furie, se aruncă din nou asupra lui Văpaie. Era însă pentru toți limpede că în fața unui asemenea adversar, cum era tânărul, doar forța brutală a pădurarului nu ajungea. De aceea nici nu-i miră când îl văzură din nou pe acesta încovrigat la podea, în urma cunoscutei lovituri de picior în plex a lui Văpaie, la care acesta recurgea numai când avea mâinile ocupate. Stârnit de izbitura de cap, primită în bărbie, vânzătorul pusese mâna pe o halbă, ochind scăfârlia lui Văpaie. Când se văzu însă singur pe câmpul de luptă, se sperie și lăsă halba jos. Dar Văpaie nu-i primi armistițiul. Făcu un salt iute peste teșghea și îl înhăță de guler. Pe tine cum te cheamă, puișorule? Îl întrebă el, strângându-l zdravăn de gulerul cămășii. Ghiță, domnule, rosti vânzătorul cu glasul sugrumat. Ghiță și mai cum? Ghiță Zainea. A, făcu Văpaie dumirit. Ești tot o odraslă de-a lui Niță Zainea. Da, domnule, îi răspunse vânzătorul grăbit, sperând că aceasta îi va aduce scăparea. Și frate cu domnul inginer Șerban Zainea. Da, domnule, făcu vânzătorul, încercând să-și elibereze gâtul. Văpaie îl strângea cu și mai multă înverșunare, continuând interogatoriul. Iertați-mă, domnule, dar mi-i frate, arătă el spre pădurar. Și celălalt? Văr. Atunci ia loc și tu în sânul familiei, rosti Văpaie, trimițându-i un pumn prasnic în falcă. Mătăhălosul vânzător căzui inert, de-a curmezișul teșghelei, de unde Văpaie îl a zvârli jos ca pe un butuc găunos. În aceeași clipă, năvăli în prăvălie nevasta vânzătorului. Se aruncă disperat asupra bărbatului ei, scoțând țipete înfiorătoare. Mi l-a omorât, mi l-a omorât, oameni buni, implora ea pe ceilalți consumatori. Miliția, chemați miliția! Ce s-a întâmplat? Își făcu apariția șeful de post, care fusese adus, de fapt, de nevasta vânzătorului. Uitați-vă, tovarășe milițian, continuă ea să se vaite, nici nu mai răsuflă. Om așezat și cu experiență, milițianul constată dintr-o ochire că situația nu era prea gravă. Stropește-l cu apă și-și revine, o sfătuie el pe femeie. Apoi învălui încăperea într-o singură privire, oprindu-și ochii asupra lui Văpaie. Dumneata ai făcut trebușoara aceasta? Cu mâinile vârâte ostentativ în buzunare, acesta îi răspunse cu nepăsare. Eu. Singur, se interesă în continuare milițianul, privind, nu fără oarecare admirație, la cele trei matahale de bărbați, care începură să-și revină în simțiri. Eu și cu mine, îi răspunse Văpaie în zeflemea. Bravo, îi scăpă milițianului fără voie. Dar cu cuțitul acela de la brâu cei? L-am smuls din mâinile amicului, arătă Văpaie spre vărul zăineștilor. Dă-mi-l, te rog. Poftim. E cuțitul lui Gheorghe, constată milițianul după o scurtă cercetare. Și cum ai să justifici dumneata trebușoara asta? Îl întrebă în continuare pe Văpaie, arătând mesele și scaunele răsturnate, sticlele și paharele sparte, băutura împrăștiată pe teșghea și pe dușumele. Am fost în legitima apărare, îi răspunse tânărul. Cei de față pot să confirme. Am fost provocat, insultat și atacat. Minte, tovarășe milițian, sări nevasta vânzătorului cu gura. A venit aici trimis de greceni, ca să caute gâlceavă. Asta e altă poveste, o repezi milițianul. Moș Gavrilă,
se adresă el unui consumator. Cine a început? Ca să fim drepți, rosti moșneagul rar, străinul ăsta a intrat aici cu minte. Dar știu eu ce i s-o fi părul lui Vasile? Arătă bătrânul spre pădurar. Ce nu i-o fi convenit? Închideți clanța, moșule, se auzi glasul celui învinuit, care se ridicase amețit de jos. Iar pe dumneavoastră, tovarășe șef, vă rog să-l luați pe acest vagabond și să-l duceți la post. O să stabilim acolo cine-i de vină. Nu știam că șeful postului de miliție e subordonat unui pădurar, observă Văpaie ironic. Dumneata să vorbești când te întreb, se răsti la el milițianul. Dă-mi, te rog, buletinul. Nu-i la mine, e la mașină. Dacă vreți, mergem acolo și vi-l arăt. Dumneata, mergi deocamdată la postul de miliție și cu buletinul vedem noi ce facem. Cum doriți, făcu Văpaie supus. Șeful de post îi împinse afară din local pe cei doi frați Zainea, ca și pe vărul lor Gheorghe, făcându-i semn și lui Văpaie să-l urmeze. Acesta dădu cutifla nevestei vânzătorului și, salutând politicos întreaga asistență, păși țanțoși spre ieșire. A furisit mai e, rosti pe urma lui Moș Gavrilă. Ajuns în stradă, șeful de post își chemă printr-un fluierat prelung ajutorul. Cel de-al doilea milițian, care patrula pe bicicletă, se prezentă îndată la datorie. Peste sat se lăsase între timp noaptea, iar prin ferestre răzbăteau sclipirile vioaie ale becurilor electrice. Dumneata, dui pe ăștia trei la post, se adresă șeful ajutorului său. Eu vin din urmă cu tovarășul din București. Pădurarul protestă. Gura, îi ordonă ajutorul șefului de post. Nu ți ajunge cât ai în casa de la el? După ce că tulburați liniștea publică, tot voi cu gura mare? Încăierarea de la bufet făcuse între timp în conjurul satului și oamenii ieșiseră buluc pe la porți, dornici de amănunte. Nevasta lui Toma Greceanu aflase și ea din vecini despre necrezuta întâmplare și se grăbi să o aducă la cunoștința celor doi bărbați care mai adăstau la masă în jurul celei de-a patra sau poate a cincea sticle de vin. Bătrânul Greceanu ascultă cu vădită mulțumire relatarea nevestei. Cernica, în schimb, se arătă nepăsător și deloc surprins de noua ispravă a lui Văpaie. Doar în clipa când ușa fu dată de perete și în încăpere își făcu apariția eroul serii, însoțit de șeful postului de miliție, ridică ochii cu oarecare surprindere. Să trăiți, salută politicos șeful de post. Bătrânul Greceanu se ridică imediat și îi oferi un loc la masă. Șeful de post refuză și se adresă lui Cernica. Tovarășul acesta e cu dumneavoastră? Arătă el spre Văpaie. Cernica îi confirmă. Și cu ce ocazie ați venit pe la noi? Facem o anchetă socială, îi preciză gazetarul, legitimându-se. Dumneavoastră sunteți în regulă, dar dumnealui e în culpă, arătă milițianul spre Văpaie. În ce sens? A tulburat liniștea publică, a provocat contuziuni unor cetățeni din comună, a produs stricăciuni într-un local public. Dacă așa stau lucrurile, faceți-vă datoria, îi răspunse netulburat Cernica. Atât șeful de post, cât și bătrânii Greceanu se arătară surprinși de nepăsarea reporterului. Numai Văpaie îi zâmbea complice. Dar aș vrea să precizez, continuă reporterul, că din informațiile pe care le dețin, tovarășul meu n-a făcut altceva decât să se apere. Asta rămâne să stabilim noi, făcuțea până șeful de post. E dreptul dumneavoastră. Tovarășul o să mă urmeze. Faceți cum considerați că e mai bine, încuvință Cernica. Șeful de post salută și îl invită pe Văpaie să vină cu el. Iar când ajunse în prag, fu reținut de vocea lui Cernica. Va șuga totuși ca formalitățile să nu dureze prea mult. Mâine dimineață trebuie să pornim mai departe. Milițianul își țuguie nemulțumit buzele. Să vedem. Bătrânii Greceanu îl condamnau în sinea lor pe reporter că nu luase cu mai multă tragere de inimă apărarea lui Văpaie. Dar pe acesta îl interesa în acele clipe cu totul altceva. Aprinderea focului care mocnea de altfel în sat. Și anume, dușmânia dintre zăinești și greceni. Zăineștii păreau un neam mai viguros, mai bine reprezentat pe linie bărbătească. Pe când grecenii erau pe cale de stingere. Toma Greceanu nu avusese decât două surori, iar unicul său fiu zăcea de 9 zile sub frasinul din cimitir. Moartea fiului însemna, în fapt, dispariția neamului. Dușmânia dintre cele două familii se transmisese din generație în generație. Avuseseră loc între ele bătăi, înjunghieri, procese, necinstiri de fete.
iar bătrânul greceanu se părea că le avea înscrise la activ pe toate. Bineînțeles, în tinerețe. După ce devenise gospodar la casa lui, se potolise. Dar spiritul vendetei fusese preluat, după câte se vedea, de noile generații. Al meu era iute la mânie, se mândrea Toma Greceanu. Pe când al lui Niță Zaina era moale ca o balegă. Îi săruta picioarele băiatului meu, numai ca să-l îngăduie lângă el. Din relatările bătrânului, Cernica mai reținuse un fapt. O idilă neîmplinită dintre liceanul Iachim Greceanu și o fată a zăineștilor. I-am hotărât că dacă îl mai văd cu stârpitura aia, îl alung de acasă. Și el ce-a făcut? Unui băiat îi trece mai repede decât unei fete. Erau și foarte tineri. Dar ea nu l-a uitat nici azi, mai adăugă bătrânul cu vădită satisfacție. La înmormântare plângea de se scutura rochița de pe ea. Moartea lui Iachim Greceanu reaprinsese, deci, vechile dușmănii și împărțise satul în două tabere. Încăierarea de la bufet, unde Băpaie își etalase calitățile de mardeiaș, nu fusese decât o răbufnire a acestei înverșunări. Zăineștii, cărora li se transmiteau toate insultele și acuzațiile venite din tabăra grecenilor, abia așteptau un prilej de răzbunare. Și cum Toma Greceanu fusese reținut în casă de Cernica, zăineștii se aruncaseră asupra lui Văpaie, omul găzduit de greceni, venit în sat cu o misiune cam suspectă. Pentru Cernica, deci, cauza conflictului de la bufet era clară. Chiar aveți de gând să-l lăsați la post? Se interesă bătrânul Greceanu. N-are ce să-i strice o noapte de arest, făcu reporterul sever. Pe unde mă duc, nu mai pot ne-mi face. De data aceasta n-a greșit. Din punctul dumneavoastră de vedere, îi zâmbi Cernica Bonom, ridicându-se de la masă. Mă duc totuși să văd ce face.